There are many gifts of the earth we receive daily. Air, water, food, life. And what about health? There is a gift from the earth for our health, and that gift is found here in essential oils. Essential oils are the plant's natural medicine against bacteria, viruses, and diseases that attack the cells. Lavender puts up thistly hairs to protect the dynamic chemistry found in the oil sac. One drop of essential oil contains hundreds of unique compounds offering powerful chemistry for fighting many different diseases. It's important to remember our bodies and plants have very similar building blocks. So, when we take these essential oils into our bodies, they are in a familiar environment and they go to work on our behalf just as they would for the plant. Killing bacteria, inhibiting virus reproduction, cleansing toxins, destroying parasites, oxygenating our cells, and boosting our immune systems. These essential oils don't just treat symptoms, they work at the root of the problem, at the cellular level. One of the greatest gifts for our health comes in this tiny, potent package. Major civilizations throughout the centuries recognized the capabilities of essential oils. Egyptian grave robbers would often steal the essential oils instead of the gold. Some of the first medical records from China show the use of essential oils. Hippocrates, the father of modern medicine, used oregano in his practice. Frankincense and myrrh were brought to the Christ child. Essential oils were used throughout the Dark Ages for their antibacterial benefits. And even in World War II, they were used successfully to treat injured soldiers. Today, we see essential oils are being studied extensively and are being used in some medical settings. Many studies have documented that 100% pure essential oils have the capacity to stop superbugs like MRSA, relieve chronic pain, elevate moods, restore cells, and aid in treating life-threatening diseases. Is this surprising? Well, most of the items found in your medicine cabinets and major pharmaceutical drugs originated from the study of the active medicinal properties of plants. Drug companies study these complex plant compounds and can synthetically recreate some of their attributes. Then, proprietary fillers, additives, and modifications are made. Unfortunately, these modifications are foreign to our bodies, and as we know, can result in negative side effects and dependency. Fortunately, there is another way. Millions around the globe have experienced how powerful the potent compounds in essential oils can be without synthetics, fillers, or additives. And what's surprising is that the essential oils are often faster, safer, more effective, and less expensive than the synthetic products. doTERRA essential oils are the only certified pure therapeutic grade, or CPTG, essential oils available. What that represents is a standard by which doTERRA grows, harvests, and tests their oils. doTERRA sources their lavender from France, their lemon from Italy, frankincense from Oman. All of doTERRA's oils come from specific regions where altitude, climate, seasons, and soil create the perfect conditions to produce the most effective essential oils. Then artisans of these regions, in partnership with doTERRA, extract the essential oils from the plants with integrity and patience. doTERRA then tests well beyond industry standards to ensure every drop is certified pure therapeutic grade. They are safe for topical, aromatic, and even internal use. The intricacy and detail that nature gives in producing a pure essential oil is a miracle. doTERRA essential oils truly are a gift of the earth from all over the earth. What might these gifts have in store for you? Bună seara și bine v-am găsit. Aș dori să-mi confirmați că mă auziți și mă vedeți. Atât pe Zoom, perfect, cât și
Și în grup, numai o secundă să verific că se aude și se vede. Până dați un semn cei din grup, vreau să aflu ce părere aveți despre concursul pe care i-am dat start în acest început de octombrie și mai avem din el încă 7 zile. Super, Iuliana, mulțumesc pentru confirmare pe Zoom. De altfel, pe Zoom avem o grămadă de doamne doar cu numele. E în regulă, o să ne înțelegem și așa. Eu sunt Simona Dărăbant și mă bucur să fiu în această seară alături de voi. Și asta pentru că venim după o vară lungă, nu știu voi, dar eu în vara asta noi am călătorit mult. Și chiar n-am mai interacționat la modul acesta pe grup live, să ne vedem așa cu mai mulți de multă vreme și mi-era dor. Însă m-am bucurat să mă întâlnesc live față în față cu oamenii în această vară și ne-a făcut o deosebită plăcere să ne revedem, să împărtășim din toate experiențele noastre, din tot ce am învățat în acești ultimii ani, pentru că, da, de 4 ani jumate de când doTERRA a pătruns în viețile noastre, și mă refer aici la mine și la Dan, dar și la toți membrii echipei noastre, toți cei care dau mai departe și au ales să facă asta, să împărtășească din experiențele lor cu doTERRA, tocmai pentru că au întâlnit, au cunoscut și au experimentat o viață mai bună, mai frumoasă, mai împuternicită prin soluțiile pe care doTERRA ni le pune la dispoziție. Așadar, încă o dată, bun găsit și o să începem întâlnirea noastră de azi, pentru că vreau să fim cât mai eficienți. De altfel, filmulețul pe care l-ați văzut, sper că l-ați văzut de la început, este un filmuleț de care eu personal nu mă satur, este chintesența doTERRA-i, dacă vreți, așa un super hiper concentrat de tot ce înseamnă doTERRA. Și de acolo deja am aflat cei cu uleiurile astea esențiale, cei cu soluțiile doTERRA, cum acționează ele, cum se obțin uleiurile esențiale de la doTERRA. O să intru și eu puțin în detalii pentru cei care nu ați mai auzit până acum sau ați auzit despre uleiuri esențiale, dar nu știți exact ce sunt ele, și aici chiar aș vrea să fac, o să încerc cumva să fiu atentă pe toate canalele. Am 2 dispozitive plus telefon în față. Și o să vreau să fie așa mai interactivă întâlnirea noastră de azi și să îmi spuneți pe fiecare canal, nu contează unde sunteți, că sunteți pe Zoom, că sunteți live în grup, să-mi spuneți dacă ați mai auzit până acum de uleiuri esențiale. Dacă ați mai folosit uleiuri esențiale, mă interesează și mai mult. Și dacă ați avut experiențe extraordinare cu ele. Dați-mi un semn în chat, ca să văd cu cine stau de vorbă în seara asta. Da? Deci mă interesează. Dacă ați mai auzit de uleiuri esențiale, cel mai probabil, da, motiv pentru care vă și aflați în seara asta, aici ceva ați auzit, da? Dacă ați mai folosit sau folosiți uleiuri de la doTERRA și dacă da, dacă deja ați avut experiențe extraordinare cu ele, da? Așa că aștept răspunsurile voastre. Perfect, deja am niște răspunsuri, am să intru și live pe grup să văd, aici știu că mă ajută și membrii echipei mele și o să le ducem noi la capăt pe toate până la urmă, noi femeile suntem multitasking, așa că le scoatem la capăt. Bun, haideți să vedem ce e cu uleiurile astea esențiale, pentru că noi le foloseam de vreo 26 de ani, în clipa în care ele au pătruns în viața noastră prin intermediul doTERRA. Noi deja foloseam de 26 de ani ceva ce noi ziceam că se numesc uleiuri esențiale. De fapt, nu noi ziceam, așa scria pe sticluță. Însă, la modul real, pot să spun cu mâna pe inimă că folosim uleiuri esențiale pure, cu grad terapeutic, adevărate, eficiente, de 4 ani jumate încoace, de când a pătruns doTERRA în viața noastră. Și știu că sună așa foarte comercial cumva, să zicem, da, ok, știm că te ocupi cu doTERRA și e logic, o să le lauzi. Ei, nu. Sunt convinsă că motivul pentru care vă aflați în seara asta aici este tocmai acesta. Faptul că ați auzit de peste tot, nu de la cineva anume, nu de la televizor, nu de la aceeași persoană, ci așa, în general, circulă niște zvonuri. Și dacă toată lumea vorbește despre ele, nu poate să fie adevărat. Pe principiu, dacă zice un om, ești bea, du-te și culcă-te, nu l-ai crede. Dar dacă toată lumea zice,
Încep să te gândești un pic să vezi dacă există un adevăr acolo, da? Așa că eu mă bucur nespus pentru toți cei care ați decis în această seară să vă petreceți timpul alături de mine. Și super, uite, deja avem și câteva feedback-uri. Excelent, mulțumim! Nu știu cum să fac să văd în timp real feedback-urile și de pe grup, dar o să fac un du-te vino și le rezolv. Bun, da? Așadar, ce anume a făcut această diferență? De ce eu zic că înainte foloseam ceva ce se numeau doar uleiuri esențiale, dar la modul real nu erau și că de fapt eu folosesc uleiuri esențiale doar de 4 ani jumate încoace? Ei, mi-am dat seama și eu pe parcurs. Asta pentru că noi le foloseam pe cele pe care le foloseam înainte, pe motiv că fiindu-le esențial, sau așa scria pe ele, provin din natură, sunt ceva natural. Întotdeauna am fost adepta unui stil de viață sănătos sau unui trai natural, cât mai aproape de natură. De altfel, distracția noastră principală de bază este să ne plimbăm prin natură. Asta este ceea ce ne place nouă cel mai mult. Să facem acele băi de natură, de pădure, de soare, de pământ, să ne conectăm cu pământul. Și deloc întâmplător știm că atunci când facem acest lucru, noi de fapt asimilăm de la natură, în primul rând, exact efectele și beneficiile uleiurilor esențiale. Toate acele mirosuri învietoare pe care ne întâmpină în clipa în care noi ieșim în natură, nu sunt decât uleiuri esențiale. Ei, diferența dintre uleiurile esențiale pe care noi le foloseam strict aromatic, adică chiar le foloseam în acele lămpițe cu lumânăriș, nu știu dacă ați prins careva din cei care sunteți astăzi alături de mine, se punea apă într-un vas de dedesubt o lumânărică și picuram ceea ce ziceam noi că este ulei esențial și le foloseam strict aromatic. Și speram că, fiind ulei esențial, sunt obținute din plantă și sunt naturale și nu sunt genul de bețișoare sau pufuri, spray-uri și alte chestii cu care să-ți aromatizezi casa. N-am fost niciodată adepta lor. Ei, mai mult decât atât recunosc, nu le-am folosit pentru că și scria pe sticluță, a nu se folosi intern sau, da, chiar scria, dacă ți ajunge pe piele să te curezi bine și să te duci la medic, așadar era ceva acolo. În consecință, nu am fost niciodată foarte înclinată în a le considera niște ajutoare de nădejde pentru sănătatea mea. Am considerat că uleiurile esențiale, acelea la care aveam acces, sunt niște soluții mai naturale, care sunt obținute din plante, nu știam exact pe ce căi, dar mă gândeam că are legătură cu planta în sine și cu modul în care sunt obținute, faptul că nu pot fi folosite decât în modul acesta aromatic, da? În lămpițele respective. Și în consecință, doar așa le-am folosit. Ei, în clipa în care noi eram în căutare de niște arome pure, naturale, organice, spuneți-le cum vreți, dar să fie cele mai pure, naturale, extrase exact din plantele cele mai curate. Și am avut nevoie de astfel de arome în clipa în care, pentru proiectul nostru spiritual, am căutat arome pe care să le folosim în cadrul cursurilor noastre, să le dăm și la cursanții noștri să le experimenteze, astfel încât, pe baza simțului mirosului, să trezim diverse stări de conștiință pe care apoi să le putem reevoca. Simplu, mirosind din nou acea aromă. În consecință, nu ne puteam permite să apelăm decât la ceva pur, natural, cel mai bine obținut și cel mai curat direct de la natură. Așadar, am căutat, știți cu ce se petrece în clipa în care transmiți în univers o informație, o dorință puternică, e ca și cum ai seta pe GPS destinația și încet, încet traseul se reconfigurează și dacă ești, te lași dus de flux, ajungi exact acolo unde trebuie. Exact așa, la noi a venit destinația. Am primit un telefon de la o prietenă foarte bună, care îi mulțumim nespus și în ziua de azi, care ne-a întrebat dacă am auzit de doTERRA. Nu, nu auzisem. Menționez că până în momentul respectiv, adică până în 2017, am trecut prin toate gamele de uleiuri esențiale existente pe piață. Gândiți-vă la Plafar, gândiți-vă la toate magazinele naturiste, gândiți-vă la toate site-urile și tot ce se găsea, mai ieftine sau mai scumpe. Nu contează, le-am încercat pe toate, la diverse prețuri, niciodată nu am obținut ceva rezultate deosebite care să mă facă să mă gândesc că am ceva extraordinar în mână pentru sănătatea mea. Așadar,
Norocul meu a fost în clipa în care m-a sunat prietena respectivă. Nu se știa nimic pe vremea aia în România despre doTERRA. Noi nu auzisem nimic despre doTERRA în condițiile în care suntem foarte deschiși către tot ce înseamnă natură și natural. Însă am avut mare încredere în ea și atunci când mi-a spus că aceste uleiuri sunt pură naturale și mi-a dat câteva informații despre compania doTERRA și deja încrederea mea a crescut pentru că știam background-ul celor fondatorilor, da? Știam de unde provin, dintr-o altă companie cu care colaborasem, am fost deschisă să le încerc și mi-am cumpărat primul pachet de uleiuri esențiale. Am ales să ne creăm cont de membru cu un pachet pentru că am înțeles că este mai avantajos așa, așa că exact așa am și început cu Home Essential Kit. Câțiva de aici deja o să recunoașteți după nume acest pachet, o să și vorbim despre el. Și în clipa în care mi-au sosit uleiurile acasă, primul lucru pe care l-am făcut a fost să desfac toate sticluțele, să le miros și am rămas șocată. Asta pentru că, repet, încercasem toate uleiurile de pe piață. Uleiul de mentă la noi în casă era folosit zilnic, pur și simplu, mirosit din sticluță, la modul acesta, da? pentru mirosul lui menta, având un miros puternic și fresh, revigorant. Chiar și sticluțele acelea de nu se știe ce era acolo la 19 lei sticluța sau la 20 de euro, depinde de unde le cumpăram, se simțea acel miros fresh de mentă, cel puțin în primele câteva săptămâni, da? Până se consuma cam un sfert sau o treime din sticluță, mirosul de mentă era persistent. Așadar, eram foarte familiarizată cu acel miros, era un miros care ne însoțea zilnic, îl apelam la el destul de des. Și primul ulei pe care l-am testat, evident, din pachetul respectiv care conținea și uleiul de mentă, a fost chiar uleiul de peppermint. Și a fost primul nostru șoc. Am zis, așa ceva nu se poate. Adică, până în ziua de azi, pentru mine, uleiurile pure, naturale, de la doTERRA, și sunt uleiuri cum n-am mai întâlnit nicăieri altundeva, au o aromă blândă, oricât ar fi ele de puternice, pentru că știm că sunt foarte puternice, au o aromă blândă, rotundă, care te învăluie, te pătrunde, dar nu te agresează niciun fel, oricât ar fi el de puternic, nu te agresează. Și exact ăsta a fost sentimentul când am mirosit peppermintul de la doTERRA, un puternic, puternic miros, parcă nimerisem într-o dimineață plină de rouă într-un lan cu mentă, revigorant, dar blând. Și asta m-a făcut să-mi deschid ochii așa dintr-o dată, le-am mirosit pe toate și am început să studiez. Ei, norocul nostru a fost că nu ne-a izbit doar mirosul, ci am avut șansa ca în foarte puțin timp, mai exact la 3 zile de când le aveam în casă, să ne și confruntăm cu niște probleme de sănătate. Erau niște chestii de sezon, asta se petrecea prin martie 2017, și nepotul nostru, care avea atunci vreo 3 ani și un pic, 3 ani și 3 luni, s-a întors de la grădi cu toate cele, mucișori, febră, nas înfundat și așa mai departe. Și am zis, ok, am înțeles, atâta citisem, până mi-am primit pachetul, citisem tot ce am găsit despre uleiuri, în momentul respectiv era doar informație în limba engleză, nu existau grupuri, nu exista nimic de genul. Și am văzut în schimb că am în mână niște soluții foarte potente și naturale și am zis, ok, am acest difuzor, aparat de pulverizare a uleiurilor esențiale, am uleiurile astea, cum pot să-l ajut? Ei, între cele 10 uleiuri aveam și un blend pentru respirație, se numea Breathe pe vremea aceea, Air, acum, același blend, și am zis, îi dau acest blend cu difuzorul și să-l pună să difuzeze în cameră bunicii, da, de-l ajută să se desfunde nasul. Ei, surpriza a fost că copilul, rămânând acasă, ne mai având voie să meargă la grădiniță în această stare, bunicii cu el au pus difuzorul 3 nopți la rând, doar noaptea, încă repet, nu știam cum să folosesc uleiurile esențiale, da, doar noaptea au dat drumul la difuzor și l-au pus să meargă și după 3 nopți de difuzare de air, copilul și-a revenit. Dar și-a revenit la modul că nu a fost nevoie să apeleze la niciun fel de medicament, s-a desfundat, situația lui s-a ameliorat de la o zi la alta și poate toate lucrurile astea n-ar părea atât de wow dacă toată grupa lui, în clipa în care am vrut să se întoarcă la grădiniță, nu era acasă pe antibiotice, deci ceea ce adusese el acasă era ceva mai puternic. Și în plus,
Bunicii, pentru prima dată, nu au luat și ei să manifeste ceea ce într-o familie, în mod normal, împărtășim cu toții când unul are ceva de genul amenințare de sezon se transmite de la unul la altul. Ei, ăsta a fost primul semnal de alarmă care mi-a arătat că am în mână ceva extrem de potent și că trebuie să studiez să văd ce am aici, pentru că e ceva ce nu mai întâlnisem până atunci și am avut șansa atunci, în următoarele câteva săptămâni, să testez inclusiv pe mine, pe o sinuzită cronică pe care o purtam de vreo 20 de ani, da? Și se manifesta la orice fel de suflare de vânt, sinusurile mele se inflamau și produceau. Am apelat la uleiuri, din nou, instruindu-mă categoric, pentru că nu am apelat pur și simplu intuitiv, ci m-am instruit să văd ce mi-ar prinde bine, le-am testat, am folosit cu încredere uleiurile respective și în toate modurile posibile, da? Și rezultatul a fost că sinuzita mea a trecut cel mai simplu din toate încercările mele de a trece peste ea și mai important, nu a mai revenit. Menționez aici că folosesc de atunci zilnic uleiuri esențiale, nici nu-i mai dau șansa să revină vreodată, pentru că orice s-ar manifesta, s-ar petrece în casa noastră, în familia noastră, de la cel mai mic prim simptom am uleiurile și acționez. Nu am nici timp, nu sunt nici fan, niciun fel de bol, nu-mi place să nu mă simt bine, nu știu cui îi place, dar ideea este că în clipa în care simt că ceva se petrece și mă scoate din uz, din starea mea benefică, automat apelez la uleiuri esențiale și mă simt extrem, extrem de puternicită că le am la îndemână și că pot să am câte o soluție pentru absolut orice apare. Pentru că am ajuns aici la absolut orice apare și pentru că știm că se petrece ceva la nivel global, de vreun an jumate deja, cred, încoace, vă lansez de pe acum o provocare pentru săptămâna viitoare, joi, să ne întâlnim strict pe Zoom. Nu cred că o să transmitem live și în grup, dar în Zoom, pentru toți cei care veți dori să participați, vreau să abordăm soluții pentru situația globală actuală. Asta pentru că avem nenumărate cazuri scoase la liman, foarte frumos, strict cu soluții naturale, cu uleiuri esențiale, cu suplimentele de la doTERRA. Și chiar vreau să vi le transmit pentru că știu că încă mulți se tem de ceea ce se petrece în clipa de azi, pentru că știu că avem soluții cu care să acționăm și pentru că e important să ajungă la cât mai multe lume. Așadar, vă lansez de acum invitația pentru săptămâna viitoare, tot joi, dar doar pe Zoom, mă mai gândesc, vă anunț dacă transmitem și în grup. Bun, haideți să vedem acum care e faza cu aceste uleiuri esențiale. Mai o secundă să pornim și... Ok. Bun. Să verific și camera pe unde mi-a rămas. Noroc că am un ajutor de nădejde. Ok. Ok. Perfect. Se vede și ecranul, mă văd și eu. Super. Ne întoarcem un pic. Bun. Înainte de a începe, vreau să vă anunț pe toți cei care sunteți în seara aceasta alături de mine, alături de noi, pentru că alături de mine am și membrii educatori Diamond Club din echipa mea, membrii care vă dau semne pe chat-uri, pe toate chat-urile, da? Și care ne pot ajuta prin acest program Diamond Club, practic vă pot ajuta pe toți cei care sunteți astăzi seara aici și veți dori în urma acestei întâlniri, prezentări, informări să vă creați un cont de membru doTERRA, puteți să beneficiați de promoția Diamond Club, pe lângă alte promoții pe care doTERRA ni le pune la dispoziție, o să discutăm la sfârșitul întâlnirii despre ele. Programul Diamond Club este un program prin care cei care își creează cont de membru prin acest program pot să aibă tot felul de beneficii, acces la promoții pe 3 luni de zile, însă doar participând la un astfel de eveniment și doar printr-o platformă specifică, așadar trebuie să ținem legătura. Luați legătura cu noi și dacă sunteți interesați și de această promoție, scrieți-ne în chat oriunde ați fi.
că vă interesează promoția Diamond Club și atunci sau că vreți cont, vreau cont, da? Și atunci luăm legătura pentru a vă putea ajuta. Bun. Haideți să vedem acum așa foarte pe scurt ce sunt uleiuri esențiale. Am tot auzit despre ele, m-ați auzit pe mine vorbind despre faptul că eu cel puțin am testat două variante, una care nu funcționează deloc, unele, da, că erau mai multe de la mai multe firme, și una de la doTERRA care a venit cu toate beneficiile. De unde? De ce această diferență? E foarte simplu și de aici chiar vreau din start să punem degetul pe rană și să vedem și de ce unele uleiuri, se numesc uleiuri esențiale, așa scrie pe ele, da? Dar le găsim la 19 lei sticluța sau 20 de lei sticluța de 10 ml în plafar. Nu contează din ce plantă sunt obținute, da? Dacă sunt de la aceeași companie, 19 lei sticluța, în condițiile în care nu ai cum să obții aceeași cantitate de ulei din nu contează ce plantă. Așa, dar din start vreau să spun că în clipa în care vedeți astfel de uleiuri, feriți-vă de ele, întotdeauna căutați uleiuri esențiale pure, testate, cu grad terapeutic și, de altfel, dacă sunteți aici astăzi, puteți să vă opriți din căutat, le-ați găsit, sunt cele de la doTERRA, vă spun din experiența de 4 ani jumate cu uleiurile esențiale doTERRA și de peste 20 și cred că 30 de ani deja, cu cei 26 dinainte de folosirea uleiurilor esențiale. Și haideți să vedem de ce această diferență. Și acum mă voi referi la uleiuri esențiale la modul general. Da? Ce sunt uleiurile esențiale? Sunt niște substanțe volatile pe care plantele, toate plantele, copaci, flori, plantele în general, diverse tipuri de tufișuri, rădăcini, le produc pentru a se apăra, da, de dăunători, pentru a-și asigura proliferarea și pentru a se vindeca în caz că sunt rupte, rănite, tăiate. Din acest punct de vedere, dacă vreți, uleiurile esențiale sunt ca un fel de sistem imunitar al plantelor. Ele se regăsesc de altfel în diverse părți ale plantelor, în frunze, în flori, în rădăcini, în tulpini, în scoarță, în semințe. Da? Și aici e chiar o parte foarte frumoasă pe care o să abordăm poate cu altă ocazie. E foarte frumos să facem această analogie, legătură între partea din care provine uleiul esențial și ce anume ne conferă. Da? Nici măcar nu e necesar atât de mult dacă nu suntem pasionați să pătrundem în chimismul, în chimia organică a uleiului respectiv, ca să ne dăm seama cum ne ajută să vorbim despre seschiterpene, monoterpene și efectele lor, cât să ne gândim din ce parte a plantei este obținut uleiul respectiv, ca deja să ne dăm seama cum ne pot ajuta. Da? O să abordăm și subiectul ăsta cu altă ocazie. Mergând mai departe, uleiurile esențiale, aici chiar vreau să vă dau un exemplu pe care l-am văzut într-un documentar Discovery, pe unul din canalele Discovery, chiar destul de recent l-am văzut și trebuie să recunosc că m-a impresionat, cu toate că deja cunosc atât de multe despre uleiurile esențiale și despre natură, și că natura întotdeauna îmi creează un sentiment de reverență, de e ceva măreț în toată complexitatea și inteligența naturii. Când am văzut acel documentar, am rămas extrem de surprinsă. Era vorba despre uleiurile esențiale pe care arborii le produc și despre modul în care un arbore se apără în clipa în care omizile, de exemplu, se urcă pe un arbore și se duc să-i mănânce frunzele, pentru că asta e mâncarea lor. Arborele începe să emită uleiuri esențiale, atenție, în funcție de dăunătorul care îl atacă, își va schimba chimismul uleiului așa încât să oprească acel dăunător din a-l mai ataca. Motivul pentru care omizile totuși ajungeau să mănânce o parte din frunze, da, să se hrănească cât de cât, este strict legat de faptul că sistemul nervos al arborelui, era vorba despre un arbore foarte mare, este mult mai lent decât sistemul nostru nervos, da? Unde impulsurile nervoase circulă rapid. Da? Am pus degetul pe o plită încinsă, automat s-a produs în câteva milisecunde și am luat degetul de acolo pentru că a circulat impulsul nervos și creierul a dat semnal că e cazul să ne apărăm și să luăm mâna. Ei,
În cazul arborelui, lucrurile funcționează mai lent și atunci durează puțin câteva ore către o zi până se transmiteau către frunze și transmitea și uleiurile esențiale acolo. Dar ce m-a impresionat pe mine era faptul că făcea acel cocktail de substanțe organice în uleiul esențial care să împiedice omida să îi mai mănânce frunzele. Mie mi s-a părut genial și vă dați seama încă o dată cât de inteligentă este natura. Da? Bun. Uleiurile esențiale sunt extrem de concentrate, astfel încât, cred că mare majoritate suntem familiarizați cu plantele, dacă nu în banalul ceai. Cu toți am băut măcar un ceai la viața noastră și planta respectivă, știm că extragem prin infuzie, da, substanțele din planta respectivă, tot la uleiuri esențiale ne referim și acolo, doar că planta fiind uscată, nu mai avem atât de multe uleiuri esențiale, multe din ele s-au volatilizat, ele sunt substanțe volatile, da? Ei, tocmai de aceea, un ulei esențial pur, obținut prin cele mai pure metode, dintr-o plantă curată, organică, da? Este de 50-70 de ori mai potent, mai puternic decât planta în sine. Ele nu sunt ceva nou, da? Se foloseau din Egiptul antic în toate civilizațiile aproape, așa cum ați văzut și în filmuleț, de altfel de multe ori mormintele faraonilor și în general în vechime mormintele celor bogați erau mai degrabă prădate de uleiurile esențiale care erau puse acolo împreună cu cel plecat decât de aurul și alte podoabe care erau adăugate în mormânt. Ca să-i prindă bine viața de apoi, da? Asta pentru că se cunoștea de atunci puterea uleiurilor esențiale. De altfel, din start vreau să precizez că toată farmacia actuală a pornit și medicina în general a pornit de la studiul naturii. Nici nu avea cum să pornească de altundeva. Studii natura și beneficiile și efectele plantelor au început să producă în laborator, pe măsură ce s-a dezvoltat știința, să producă și să urmărească să sintetizeze, da? Diverse substanțe în laborator. Au început cu separarea lor pe substanțe singulare și apoi, în încercarea de a le identifica, au urmărit să imite. Da? Au văzut că o anumită substanță are un efect, să zicem, antiinflamator și pentru că era mai simplu și mai ieftin să producă o substanță sintetică, care nu avea nimic de a face cu natura, au făcut asta în laborator. Așa s-au născut medicamentele. Ăsta este motivul pentru care în medicamente avem de obicei un principiu activ, restul sunt excipienți, produs de medicament și așa mai departe, dar un singur principiu activ, pe principiu, dacă v-ați dus vreodată la farmacie cu rețetă și v-a zis farmacistul, nu am să vă dau medicamentul ăsta, dar vi-l dau pe ăsta la care e același principiu activ, la asta mă refer. Ei, la uleiuri nu vorbim despre așa ceva. Un ulei esențial, pe studii științifice, și există sute, mii de studii științifice făcute pe uleiuri esențiale, de altfel doTERRA chiar face multe studii pe uleiurile esențiale și a deschis o întreagă, un întreag lanț de clinici în Statele Unite. Într-un ulei esențial obținut dintr-o singură plantă există sute de compuși chimici activi. Sute. Și acum, ca să vă faceți așa o idee ce înseamnă asta și ce poate să ne aducă nouă, ce pot să ne aducă nouă aceste sute de compuși chimici activi, gândiți-vă la o piesă de operă scrisă pentru orchestră, da, cu multe, multe instrumente, interpretată sau care ar trebui să fie interpretată de multe, multe instrumente pentru a surprinde întreaga, da, gândiți-vă la operă de Bach sau de Beethoven, cântată de un singur instrument. Poate să sune bine, da, dar nu va suna, nu va avea aceeași forță, nu va avea același impact ca atunci când toate instrumentele intră în orchestră și își cântă fiecare partea și funcționează în sinergie totul. Exact la fel se petrec lucrurile și în cazul uleiurilor esențiale și de altfel chiar s-a încercat și în cazul uleiurilor esențiale pure izolarea diverșilor compuși, pentru că în acele sute de compuși chimici, organici, activi, dintr-un ulei esențial, evident că există unii care sunt predominanți, da? Un 40% linalol sau în lavandă, să zicem. Și atunci e logic să te gândești ca om de știință, ca cercetător, că cel mai probabil ăla este compusul care își face efectul și hai să vedem cum e în natura omului de știință să facă asta. Și încercând să îl izoleze și să acționeze doar cu acel compus organic, natural,
și-au dat seama că nu are același efect ca întreaga combinație din uleiul de lavandă, să zicem. Din nou mă refer la opera cântată de întreaga orchestră sau de o singură vioară. Bun. Mergem mai departe și aici vreau să menționez că există mai multe categorii de uleiuri esențiale. Eu deja cu asta mi-am început astăzi întâlnirea. V-am adus la cunoștință faptul că există cel puțin două. Ei, există mai multe, respectiv sub denumirea de ulei esențial se regăsesc, din păcate, tot ulei esențial se numesc toate, de-aia mare atenție, se regăsesc și uleiurile sintetice, sunt cele care pe care le găsim în produsele de îngrijire corporală. Mare atenție, pielea este cel mai mare organ al nostru, absorbim prin ea absolut orice punem pe ea, de la substanțele de îngrijire la detergenții din hainele cu care ne spălăm hainele. Și gândiți-vă că toate acele substanțe ajung în sângele nostru. Și atunci să nu ne mai mirăm că crește incidența diverselor tipuri de alergii, să nu ne mai mirăm că crește incidența diverselor tipuri de dezechilibre hormonale și de tot felul de alte boli, de intoxicări, pentru că facem lucrul acesta zi de zi, pic cu pic. Cu fiecare produs de genul acesta pe care îl aducem pe corpul nostru. Apoi, avem categoria uleiurilor esențiale considerate de uz alimentar. Aici avem uleiuri în care avem plantă, da? Deci ele o să obțin din plante, cele sintetice nu, n-au nicio treabă cu planta, sunt produse strict în laborator, n-au văzut în viața lor natură, însă cele alimentare se obțin din plante, se contează foarte mult metoda de obținere. Undeva până în 3-5% din uleiul respectiv este plantă, restul sunt diversi produse petrochimici, pentru că de obicei sunt extrase la modul acesta, și substanțe de umplere. Le regăsim în dressing-uri, în cantități foarte mici, evident, sunt cele care dau acea aromă, în dressing-uri, în diverse drops-uri, în guma de mestecat și așa mai departe. Apoi avem uleiurile esențiale terapeutice. Sunt cele la care ar trebui să putem apela oricând, tocmai pentru că sunt terapeutice și sunt folosite în aromaterapie și masaj, pe principiu că sunt mai naturale și le pui pe piele. Ei, n-aș pune pe piele, aș merge pe principiul ăsta, n-aș pune pe pielea mea ceea ce nu pot să pun în gură. Da? Reamintesc, pielea este cel mai mare organ și absorbim prin el absolut tot ce punem pe piele. Așadar, de acum încolo, în întâlnirea noastră de azi, vom vorbi strict despre uleiurile esențiale pure cu grad terapeutic, testat CPTG de la doTERRA. Și dacă tot am ajuns la CPTG și le și vedeți pe ecran, CPTG vine de la Certified Pure Therapeutic Grade. Este un grad de certificare pe care doTERRA și l-a asumat să treacă fiecare lot de ulei în mai multe etape ale călătoriei uleiului respectiv, de la obținere până la îmbuteliere și punerea pe piață. Îl trece prin diverse tipuri de teste, teste fizice, teste chimice, le regăsiți pe site-ul doTERRA dacă aveți curiozitatea, de spectroscopie, de care efectiv verifică uleiul respectiv în profunzime, în amănunțime, până la nivel molecular, astfel încât să nu se regăsească acolo decât chimismul uleiului respectiv, să se vadă exact în ce constă chimismul acelui ulei. În urma acelor teste avem acces la un buletin de analize pe care pe site-ul Source2You îl putem verifica. Pe fundul fiecărei sticluțe de ulei singular este un cod, dacă se vede că scrie ceva, da? Și acel cod îl putem trece pe acel site Source2You și să verificăm buletinul de analize are acelui ulei, da? Nu a altei sticluțe, ci a acelui ulei care a fost îmbuteliat, lotul care a fost îmbuteliat în acele sticluțe, pentru că atâta vreme cât aceste plante cresc în mediul lor natural, așa cum doTERRA a ales să își ia uleiurile de acolo, de la plante care cresc în mediul lor natural, și o să vedem imediat de ce, există oricând posibilitatea ca într-un an să fie un mediu mai secetos în zona respectivă, în altul unul mai ploios, și chimismul să se schimbe ușor de la un an la altul. Chiar și aromatic se pot schimba și resimți ușoare diferențe pentru un nas foarte fin, însă să rămână acel profil curat, chimic, certificat terapeutic. Asta este extrem de important.
Și doTERRA face acest lucru, repet, cu fiecare lot de ulei pe propria finanțare, pentru că a ales să pună pe piață doar uleiuri pure, obținute din cele mai curate și bogate plante de peste tot de pe glob. Și acum nu am aici un slide cu așa ceva, dar poate vă ajută mousepad-ul meu. Nu știu dacă vedeți, oare de ce se vede așa? Ha! nu vedeți. Nu contează, nu știu de ce se vede așa, dar mousepad-ul meu este harta lumii, da? Și pe harta lumii nu se vede așa? Ce? Nu contează. Am vrut să le arăt, da? Avem de unde se obțin uleiurile, da? Tipul de ulei și de unde se obțin, de peste tot, nu, e ca și când aș avea background-ul cu lavandă. Nu contează. Le găsiți și pe asta, da? Deci dacă căutați, co-impact sourcing pe net, dați search după co-impact sourcing, vedeți de peste tot de pe glob, practic în peste 47 de locații, obțin în țări diferite, în zone diferite, obțin diverse tipuri de uleiuri. De ce fac asta? Pentru că urmăresc să, repet, aducă să obțină uleiurile din plantele care cresc în mediul lor natural, unde ele au apărut și s-au dezvoltat, unde planta în sine și-a ales prin inteligența născută a naturii, a creatorului și-a ales acolo locul respectiv, pentru că acolo crește și se dezvoltă cel mai bine. Cât de important și de ce este atât de important lucrul ăsta? Păi hai să ne gândim un pic. Gândiți-vă la diferența dintre afinele de cultură și afinele din pădure. Pe care le-ați prefera? Dacă ați avea acces zilnic la ele, la care ați apela? Poate că cele de cultură par mai rotunde, mai mari, mai bine dozate, toate la aceeași mărime, însă din punct de vedere a aportului alimentar, nutritiv, al antioxidanților, nu se compară. În consecință, ăsta este motivul pentru care doTERRA a ales să-și ia uleiurile, să le obțină, merge și în ziua de azi și caută prin acest proiect de co-impact sourcing zone de pe glob unde studiază plantele de acolo, ia legătura cu fermieri pe care îi implică în acest proiect prin diverse contracte în care și fermierii își primesc banii în mod corect, da? Deci se taie orice fel de lanț de intermediari, dar sunt și obligați să strângă plantele într-un anume mod și sunt procesate apoi și obținute uleiurile care sunt testate și aduse la noi în aceste sticluțe, astfel încât co-impact sourcing, exact cum îi zice și numele, se impacteze nu doar pe noi, cei care folosim aceste uleiuri, la care ajung aceste uleiuri super testate, super pure, cu grad terapeutic, ci se impacteze și comunitățile din zonele respective. Și este un proiect care mie mi este extrem de drag, arată încă o dată care este latura umană pe primul loc la doTERRA, pentru că, da, doTERRA este o companie de uleiuri esențiale, însă ceea ce pe mine m-a frapat din start este faptul că în centrul acestei companii, pe primul loc întotdeauna este pus omul și nevoia omului. Nu produsul, nu, ci omul. Da? Care sunt nevoile lui, cum să facem să fie mai bine omului și de o parte și de cealaltă a sticluței. Și asta este ceva care pe mine mă fascinează de fiecare dată. Și sunt niște filmulețe absolut înduioșătoare și care ne dau încredere în proiectul acesta de co-impact sourcing cu obținerea uleiurilor peste tot în lume. Vedem cât de dificil se obțin ele, cu câtă dragoste și muncă depusă pentru a le obține și chiar am avut șansa să particip, să merg într-un astfel de excursie la o astfel de distilărie, la o fermă de citrice în 2018 în Sicilia și să stau de vorbă cu fermierii de acolo și să văd omul acela care își lucrează cu drag pământul și obține acele uleiuri esențiale din plantele respective și cu cât drag le oferă mai departe. Da? Deci foarte important, nu ne este indiferent din ce obținem uleiurile esențiale, asta face diferența. Plantele din care le obținem să crească în mediul lor natural, în temperatura, în climatul, cu solul, de anume factură, astfel încât să se dezvolte și să avem în acea plantă tot ce planta respectivă ne poate oferi.
Și apoi ne interesează foarte mult și metoda de obținere. Și aici, iarăși, unul dintre lucrurile cele mai importante este faptul că uleiurile se pot obține prin mai multe moduri, însă doTERRA a ales să obțină uleiurile prin presare la rece în cazul citricelor care se obțin din coaja fructelor respective și să obțină prin distilare cu abur la diverse temperaturi joase, atenție, foarte important, temperatura trebuie să fie joasă la abur și sub presiune, astfel încât să nu aducem apa în stare de fierbere ca să lezeze proprietățile curative ale plantei. Aceste două lucruri fac diferența atunci când vorbim despre uleiuri esențiale pure cu grad terapeutic și despre orice altceva găsim pe piață cu titlul de ulei esențial, indiferent cât de pur ar fi obținut și prin ce metode. Gândiți-vă întotdeauna la afinele de cultură și afinele din pădure. Bun. O să trec foarte repede peste acest slide pentru simplu motiv că avem în grup avem mai multe webinarii pe tema asta, așa că vă invit și inclusiv pe cei care sunteți pe Zoom, pe chat, să vă alăturați nouă în grupul Natura într-o picătură și să dați acolo search după piramida sănătății. De ce am introdus totuși acest slide? Pentru că este extrem de important. Noi ne-am întâlnit în seara asta să vorbim despre uleiuri esențiale. Și doTERRA este o companie care produce uleiuri esențiale, alea la baza uleiurile esențiale, de acolo au început absolut toată gama de produse pe care le pune pe piață, însă tot doTERRA este cea care abordează sănătatea holistic. Și eu sunt prima care m-am bucurat când am regăsit și la doTERRA ceva ce mi era foarte cunoscut, această piramidă a sănătății, pentru că vă ziceam că sunt adepta unui stil de viață sănătos, natural, așa că asta implică faptul că trebuie să fim proactivi în ceea ce privește sănătatea noastră, să nu dăm pe mâna nimănui. Nu este nimeni responsabil de sănătatea mea, nici vecina care poate vrea să se certe cu mine, nici șeful care, mă rog, nu l-am avut niciodată, dar să zicem, care vrea să ure la mine, nici vânzătorul de la supermarket de la care eu aleg dacă mă duc sau nu să cumpăr, sau, dimpotrivă, mă duc să cumpăr poate din piață alimente naturale de la țărani. La fel cum tot eu aleg dacă mănânc sănătos și mă hidratez corect și este prima treaptă a sănătății noastre, stă la baza sănătății noastre, alimentația corectă, sănătoasă, dar și suplimentarea nutritivă. Și de aia vă fac invitația să ascultați acel webinar și să citiți tot ce găsiți pe piramida sănătății în grup, pentru că e un subiect extrem de complex pe care merită să-l aprofundați. Studiez în acest domeniu din 2005 încoace chiar piramida sănătății și pe importanța nutriției și a suplimentării nutritive și vă spun doar atât. Indiferent cât de bine ne-am hrănit, cât de sănătos, cât de conștient am alege să mâncăm, nu reușim să aducem în organismul nostru ceea ce organismul nostru are nevoie zilnic din perspectiva nutrienților, a mineralelor, vitaminelor, oligoelementelor, fitonutrienți, tot ce organismul are nevoie pentru ca el să se poată autogestiona, să funcționeze optim, să-i dăm exact cum îi dăm mașinii și avem grijă să-i facem servisul la timp, să-i dăm motorină, benzină de câte ori are nevoie. Exact așa ar trebui să facem și cu organismul nostru, doar că nu facem asta și nici măcar nu suntem conștienți. Așadar, atenție la alimentație și suplimentare nutritivă, apoi este tot alegerea mea dacă fac mișcare zilnic și dacă mă odihnesc bine și avem soluții și pentru asta, tot de mine depinde să am grijă la stresul toxic, asta înseamnă tot ceea ce ingerez din substanțele, mă rog, pe care le mănânc, tot ceea ce inhalez din aerul din jur, ok, nu pot să controlez aerul din orașul în care locuiesc, poate nici nu mă pot muta într-o zonă mai curată, dar pot să controlez aerul din casa mea. Am soluții la îndemână, chiar prin intermediul uleiurilor esențiale difuzate. Și apoi, substanțele pe care le punem pe noi, vă reamintesc, pielea noastră este extrem de permisibilă și absorbe tot și trebuie să avem grijă de la substanțele de curățare a casei până la detergenți și substanțele de îngrijire corporală. Și, nu în ultimul rând, tot de mine depinde cum reacționez la tot ceea ce vine către mine și cu alte cuvinte, cum îmi fac un management al stresului și al emoțiilor, pentru că da, sunt alegeri pe care noi le putem face deliberat,
Dar da, în același timp, poate nu tuturor ne este la fel de ușor, partea frumoasă și vestea bună este că avem la dotarea soluții, pornind de la uleiurile esențiale și toate produsele complementare de îngrijire corporală curate, de curățarea casei, substanțe curate, din nou soluții curate, bio, pe bază de uleiuri esențiale, la suplimente nutritive, la uleiurile esențiale pe care le ingerăm, le inhalăm și le punem pe noi pentru a ne face un detox zilnic, pentru a curăța atmosfera în camera în care stăm, pentru a-i da organismului ce are nevoie, a-l susține din punct de vedere antioxidant și pentru a avea grijă de emoțiile noastre. Și asta ne duce, deci avem soluții pentru toate, da? Și asta ne duce la modurile în care putem folosi uleiurile esențiale. Am să sar acum peste câteva slide-uri, dar revin. Pentru că uleiurile esențiale de la doTERRA le putem folosi în trei moduri. Respectiv, le difuzăm, da, asta se numește modul aromatic, asta înseamnă că vom inhala respectivele uleiuri, fie direct din sticluță, fie din palmă, fie difuzate cu ajutorul acelor aparate, se numesc difuzoare, în care, pe bază de apă, punem câteva picături de ulei esențial și le punem în încăpere și beneficiază toată lumea de acolo. Este cel mai simplu și sigur mod de utilizare a uleiurilor esențiale, pentru că nu trebuie să gândim foarte mult, trebuie doar să alegem aromele pe care vrem să le folosim, fie pe baza intuiției, da? Sau pur și simplu ne ducem și zicem, ok, uleiul ăsta îmi place, vreau să-i simt acum mirosul, fie am învățat deja câte ceva despre uleiurile esențiale și știm deja la ce să apelăm, da? Când vrem să ne revigorăm, apelăm la mentolate și citrice, când vrem să ne liniștim, apelăm la uleiuri obținute din scoarța arborilor, din diverse ierburi sau florale, sau apelăm din start la diverse combinații gata făcute, așa numitele blenduri făcute de către doTERRA, da? Avem uleiul singular obținut dintr-o singură plantă, purtând denumirea plantei, și avem blend, da? Adică o combinație de uleiuri, cum este acest Motivate, și care are și un nume sugestiv. Toate blendurile de la doTERRA, o unică excepție, cred, au un nume foarte sugestiv. Motivate, în limba engleză, înseamnă a motiva. În consecință, voi apela la acest blend oricând am nevoie de motivare, de încurajare, de un brânci, când simt nevoia să fiu susținută pentru că mă trage puțin lenea către pat, da? Sau pur și simplu când am nevoie de puțină încurajare. Exact la fel, sunt foarte multe blenduri la doTERRA și toate uleiurile, că sunt blenduri, că sunt uleiuri singulare, indiferent care este scopul lor primordial la care ne-am gândit când zicem denumirea unui ulei, oregano, unii se gândesc direct la soluții pentru aromatizarea mâncării. Alții care ați mai auzit câte ceva despre uleiuri știți deja că oregano este cel mai puternic antibiotic natural, da? Ei, surpriză! Uleiul de oregano, la rândul lui, are puternice efecte emoționale. Așadar, aromatic, toate vor acționa și pe această cale și am să revin imediat să vă explic de ce. A doua metodă de utilizare a uleiurilor este aceea în care aplicăm topic, pe noi, pe piele, da? Cu maximă încredere. Uleiurile pure de la doTERRA sunt uleiuri care pot fi folosite în trei moduri diferite, respectiv aromatic, topic și intern. Acum, intern nu neapărat toate, nu pentru că n-ar fi toate la fel de pure, ci pentru că unele plante nu se consumă intern. Asta este simplul motiv, da? Aromatic și topic, toate. Și atunci, topic le aplicăm pe noi acolo unde avem nevoie. Din nou, foarte logic și intuitiv. Mă doare burta, am un disconfort abdominal, o să-mi aplic uleiuri pe zona abdomenului. Am o problemă la modul general, nu știu, un disconfort în zona capului, o tensiune, o să masez uleiuri în zona capului. Am făcut o contractură musculară în zona respectivă. Am probleme cu plămânii, da? În sensul că, nu știu, poate e ceva, expectorești ceva, voi aplica topic pe zona pieptului și a spatelui, pe zona de proiecție a organului respectiv. Am o problemă generală, aplic pe spate și în tălpi. Da? Sunt lucruri pe care le învățăm gradat, alături de consultantul personal, pentru că odată cu crearea contului de membru, poate cel mai important lucru pe care ar trebui să-l știți este faptul că nu numai că pătrundeți în lumea aceasta uleiurilor esențiale și beneficiați de status și beneficiile statutului de membru, tot felul de reduceri, cel mai important lucru este faptul că beneficiați de un consultant personal care vă va ajuta și vă va ghida și vă va sprijini
Dincolo de informațiile multiple pe care vi le punem la dispoziție pe grup, consultantul personal este cel care vă este aproape și în orice situație, până învățați cum se folosesc uleiurile și după ce ați învățat, experiență cu experiență, trecem prin ele și încrederea noastră crește pe măsură ce învățăm cum să le folosim. Și atunci, într-o situație anume dată, țin aproape cu consultantul, da? Acum nu mai este cazul meu, dar da, cei care sunteți mai noi, țineți aproape cu consultantul și vă ghidează. Mă confrunt acum cu asta, da? Și zici, ok, folosește asta și asta. Cum a evoluat treaba? Vă auziți a doua zi. Bun, acum introducem asta și asta. Înțelegeți importanța unui consultant? Deci, dincolo de faptul că vă ajută și vă explică și vă reamintește și vă dă combinații de uleiuri, pe care de altfel le puteți regăsi și în grup, este ideea asta de a fi aproape și a urmări pas cu pas. Bun. Trecem la a treia metodă de utilizare a uleiurilor, intern. Asta înseamnă că le facem să ajungă în noi, în organismul nostru. Fie le picurăm în apa de băut, cum am eu aici, da? Un pahar cu apă în care am pus deja lemon, dar pun și una, două picături de wild orange și pur și simplu beau apa respectivă. La fel de bine, pot să le pun într-o capsuliță vegetală și să le înghit cu apă atunci când am de făcut combinații din diverse uleiuri sau să le picur direct sublingual. Ideea este să ajungă în organismul nostru. Important de reținut că în toate cele trei moduri, în maximum 20 de minute, în oricare din moduri le-am folosit, ajung până la nivel celular. Da? Deci din clipa în care oricare mod de utilizare l-am alege, în 20 de minute respectiv ajunge la nivel celular, evident în cantitate mai mică sau mai mare în funcție de modalitatea aleasă. Difuzat, se va difuza în încăpere, va purifica aerul din încăperea respectivă, vor beneficia toți cei din încăpere, așadar o cantitate mult mai mică de ulei va ajunge în organismul fiecăruia. Aplicat topic, o cantitate crescută, luat intern, idem. Bun, și revin acum să vă vorbesc despre trei lucruri extraordinare. Le-am împărțit cumva în trei, sunt foarte multe lucruri extraordinare pe care le-aș putea spune despre uleiurile acestea, însă pentru a ține minte mai ușor, da, avem trei moduri de utilizare și trei lucruri extraordinare prin care aceste uleiuri esențiale merită să ajungă în atenția noastră și în casele noastre. Și anume, primul lucru extraordinar este faptul că sunt 100% naturale și sigure. Deja am povestit de ce uleiurile de la doTERRA sunt 100% naturale și sigure, despre modul în care ele sunt obținute, despre grija față de om și față de natură, în clipa în care se obțin și sunt aduse aceste uleiuri, sticluțele care ajung în casele noastre. Foarte important de reținut faptul că un ulei esențial pur, cum este cel de la doTERRA, nu are în sticluța respectivă decât uleiul în sine. Acea substanță volatilă, nimic altceva, în procesul de obținere a uleiului nu se adaugă nimic, nu se scoate nimic. Dacă se regăsește pe baza testelor că, nu știu, din diverse motive există metale grele sau alte lucruri care n-au ce să caute acolo, lotul respectiv nu ajunge pe piață. De aceea se fac acele teste, printre altele. Uleiurile esențiale de la doTERRA nu dau dependență și nu au efecte secundare. Sunt sigure de la mic la mare, la orice vârstă, evident, în funcție de vârstă le vom folosi diferit, da? Și le vom dilua diferit, asta de reținut, discutat cu consultantul personal. Și ca să vă dați seama cât sunt de puternice și că e foarte important să reținem că indiferent cât de mult ne-a plăcut sau ne place aroma unui ulei sau efectul lui, niciodată nu o să iau 10 picături din uleiul respectiv deodată sau nu o să consum un sfert de sticluță, Doamne ferește, vă rog să rețineți acest lucru. O picătură din uleiul esențial de peppermint este echivalentul la 28-30 de cești de ceai de mentă. Repet, o picătură de peppermint echivalentul a 28-30 de cești de ceai de mentă. Dacă ajuns informația asta la voi,
Eu cred că deja vă dați seama că este extrem de important să le folosim cu picătura. Nu e cazul acum să ne alarmăm și să zicem, oh, am scăpat două picături în paharul cu apă, ce mă fac? Nu te faci nimic, pur și simplu, nu este absolut nicio problemă. Nu înseamnă că pățești ceva, dar 10 picături nu ți-aș recomanda să scapi, da? Adică e greu să scapi 10 picături. Una, două merge, dar 10 mai greu, da? Deci le folosim cu picătura. De aceea sunt atât de eficiente. Gândiți-vă că într-o sticluță de 15 ml de ulei esențial, în funcție de viscozitatea uleiului, putem să avem între 250 și 300 de picături de ulei esențial, ceea ce înseamnă că avem atâtea șanse la zâmbete și la o sănătate și la o viață împuternicită. Bun. Mergem mai departe. Al doilea lucru extraordinar despre uleiurile esențiale de la doTERRA este acela că sunt mai eficiente decât soluțiile medicale. Am pomenit deja faptul că un medicament are în general un principiu activ, că uleiurile esențiale prin sutele de compuși chimici activi existenți în fiecare ulei acționează sinergic ca orchestră, deja de aici ne putem da seama de potența lor și de ce sunt mult mai eficiente, pentru că vă dau aici un exemplu. Avem o problemă bacteriană pe care se intervine cu un antibiotic. Antibiotic de sinteză, cu un singur principiu activ, putem interveni pe aceeași problemă, să zicem, de 2-3 ori cu același tip de antibiotic. După care, organismul dezvoltă, de fapt nu organismul, ci acea bacterie dezvoltă imunitate la respectivul antibiotic pentru că e și ea o formă de viață care vrea să trăiască. În consecință caută în continuu metode prin care să se dezvolte. Da? E logică în clipa în care intervenim cu același antibiotic, ea până la urmă va găsi calea și va găsi modalitatea prin care să trăiască în continuare, să reziste. Moment în care ne ducem din nou la medic și medicul ne prescrie un antibiotic cu spectru mai larg. Ce înseamnă asta? Înseamnă un antibiotic mai puternic, care omoară mai multe lucruri. Asta înseamnă antibiotic, antibios, antiviață. Ei, în clipa în care apelăm la uleiurile esențiale, ne amintim de cele sute de compuși chimici existenți într-un singur ulei, plus faptul că de obicei combinăm mai multe uleiuri. Adică ajungem să folosim mii, o sinergie, o compoziție de mii de compuși chimici activi care acționează toate în același timp. Motiv pentru care niciodată nu se va putea, oricât de inteligent ar fi bacteria respectivă, oricâte multe modificări ar putea să producă, să păcălească cumva toată nebunia asta cu care noi venim către ea, nebunie care de altfel este naturală, plină de viață, uleiurile esențiale fiind exact ca și noi, da? Pe bază de carbon. Sunt recunoscute de către organismul nostru ca fiind proprii, naturale. Asta este și motivul pentru care întotdeauna când ne confruntăm cu ceva și apelăm la uleiuri esențiale în combinația potrivită, o găsim, e foarte simplu să o găsim, da? Întotdeauna vom avea efecte, spre deosebire de soluțiile medicale, da? De aceea am zis că sunt mai eficiente decât soluțiile medicale. Și al treilea lucru extraordinar este faptul că sunt mai ieftine decât alternativele medicale tradiționale. Și aici știu că deja unii ați ridicat așa o sprânceană la mine și v-ați înfruntat, că poate unii deja ați auzit despre uleiuri, dar ați și auzit că au totuși niște prețuri. Da, au niște prețuri, dar n-am să fac decât să vă spun, deja prețurile le-am discutat de altfel, v-am și spus că prețul diferă în funcție de randamentul la extracție. Și aici, gândiți-vă, e necesar sau sunt necesare undeva 6-8 kg de coji de dintr-un fruct de citrice, ca să obținem o sticluță de ulei esențial de citrice. Pe de altă parte, într-o altă extremă, nu neapărat cea mai extremă, avem nevoie de 6-7 tone din partea superioară a plantei de melisa sau roiniță pentru a obține un litru de ulei esențial de roiniță sau melisa. Nu avem cum să obținem la același preț, plantele în sine se produc diferit, uleiurile se obțin diferit, din cantități diferite, o cantitate mult mai mică de ulei obținem din rășin, de exemplu, e ca și cum ai vrea să scoți apă din piatră seacă, deci e logic că nu avem cum să găsim uleiurile la același preț.
E ca și cum te duce la piață și ai vrea să cumperi kilogramul de cartofi și kilogramul de papaya la același preț și nu pentru că papaya e adusă din altă parte a lumii, ci pentru că se obține și se cultivă total diferit. Da? Așadar, de ce sunt mai ieftine? Aici vreau să vă vin cu exemplu. Și vin cu exemplul chiar petrecut mie în urmă cu mulți ani, atunci, pe la începuturi, prin 2018 la început, m-a sunat la un moment dat... A participat la o prezentare pe care am ținut-o prin țară. Au participat mai mulți oameni. După prezentare ne-am auzit în următoare 2-3 zile să văd cum îi pot ajuta în funcție de nevoile personale. Și o doamnă de acolo, n-am să o uit niciodată, mi-a zis că i-a plăcut foarte mult prezentarea, foarte interesante informațiile, îi se par foarte utile informațiile, însă pentru că am vorbit atunci despre Home Essential Kit, și cele 10 uleiuri de bază necesare în orice familie pentru a avea la îndemână soluții pentru orice, și-a făcut așa niște calcule și a zis că nu are cum, adică 1300 de lei să dea pe uleiurile respective, îi se pare prea mult, n-are cum, și m-a ținut efectiv o jumătate de oră la telefon să-mi explice de ce nu, adică cât de important, cât de interesant i s-au părut informațiile, dar în același timp nu are cum și nu simte să dea atâția bani. Eu tot încercam să-i explic că este strict alegerea ei. În fine, discuția a durat, s-a lungit așa la jumătate de oră. S-a încheiat discuția cu faptul că este alegerea ei strict și nu este nimic altceva. S-a terminat totul acolo, liniște totală timp de vreo 3 săptămâni, după care sună telefonul, nu aveam numărul în telefon, dar doamna mi-a reamintit, zice, țineți minte că am vorbit acum, da, mi-am adus aminte instant, și zice, știți ce s-a petrecut? Între timp, era iarnă, da? Zice, între timp ne-am îmbolnăvit toată familia, 2 adulți, 2 copii, gripă, de asta, de sezon, cum era atunci, ne-am dus la medic pe rețetă, ne-a dat antibiotic, antitusiv, antitermic și așa mai departe. M-au costat 700 de lei medicamentele, le-am luat cu toții, le-am terminat într-o săptămână, noi în continuare suntem bolnavi și zice, acum făcându-mi așa în calcul, îmi dau seama că am dat 700 de lei pe medicamente pe care le-am terminat într-o săptămână și nu au avut niciun efect. Și dumneavoastră mi-ați propus niște soluții naturale care să fie utile pentru tot felul de probleme care apar în casă, nu pentru una singură, și să nu mă țină doar o săptămână, și dădeam 1300 de lei. Ce, acum am înțeles ce ați vrut să-mi ziceți atunci. Și eu cu asta cred că am încheiat partea de faptul că sunt mai ieftine decât alte alternative. Deci, cele trei lucruri pe care aș vrea să le rețineți despre uleiuri sunt faptul că sunt 100% naturale și sigure, sunt mai eficiente decât soluțiile medicale de cele mai multe ori și mai ieftine decât medicamentele de sinteză. Bun, ziceam că am să revin la modul în care uleiurile acționează asupra noastră, pentru că acum vreau să pătrundem încet, încet în câteva soluții de sezon și nu numai, reamintindu-vă că săptămâna viitoare vă aștept să vorbim despre provocarea numărul 1 din această perioadă și soluții pentru ea. Totul pornește, așa cum am discutat și pe piramida sănătății, de la modul în care noi alegem să ne trăim viața, de la modul în care noi alegem să răspundem la tot ceea ce se petrece, cu ce vine viața către noi. Da? Alegerile noastre trebuie să fie deliberate. Noi suntem la cârma vieții noastre, sănătatea noastră depinde de noi și nu de altcineva. Și reamintindu-ne de acea piramidă a sănătății, mie îmi place să o văd ușor altfel, nu ca pe piramidă, ci mai degrabă sănătatea pentru mine este reprezentată ca o casă care se sprijină pe 4 stâlpi. Unul dintre stâlpi, da, stâlpi pe care ne străduim să-i menținem înalți, solizi, bine împământați, astfel încât să reziste în fața oricăror maree și vânturi și alte valuri. Bun. Unul dintre stâlpi este cel al alimentației și suplimentării nutritive. Un altul este cel al mișcării, exerciții fizice și odihnă calitativă. Un altul este cel al stresului toxic, managementul stresului toxic. Și un al patrulea este cel al managementului stresului și al emoțiilor. Și acum, ca să vedeți cât de important este ceea ce urmează să vă spun, gândiți-vă la faptul că primii trei stâlpi despre care v-am vorbit sunt foarte importanți, absolut toți patru, și e bine să-i menținem, repet, solizi, la aceeași înălțime, astfel încât fundația casei noastre să rămână solidă, bine așezată. Însă
La modul real, nu se pot petrece lucruri de pe o zi pe alta, nici în domeniul alimentației. Da? Că mănânc astăzi la McDonald's, n-am mâncat în viața mea, dar n-o să mor cel mai probabil decât dacă am ingerat involuntar o travă. Da? Deci, prin alegerile noastre alimentare de zi cu zi, oricât de sărace ar fi ele și neinspirate, nu ni se petrec lucruri de pe o zi pe alta, ci cumulativ, în timp. Organismul nostru nu primește ce are nevoie și ajungem să facem diverse boli cronice, da? Pe carențe vitaminice. Același lucru se petrece și în ceea ce privește odihna. Nu murim dacă nu dormim o noapte sau dacă am dormit prost sau dacă nu ne odihnim bine nici măcar o săptămână sau o lună sau un an. Le luăm pe mămici, da? Proaspetele mămici care nu prea dorm, însă da, nu se moare, dar calitatea vieții se schimbă, da? Lucrurile se petrec treptat. Același lucru și pe exerciții fizice și pe stresul toxic. Aducem zilnic în organism toxine, ele se acumulează acolo și la un moment dat se somatizează pe diverse organe prin diverse probleme. Singurul stâlp unde se pot petrece ceva lucruri dintr-o clipă în alta, nici acolo de cele mai multe ori nu se petrec așa, dar acolo este posibil, este cel al emoțiilor și al stresului. Stresul acționează cumulativ. Când vorbim despre emoții, în schimb, aici contează modul în care noi, ca ființe umane, și aici suntem foarte diferiți, știm să răspundem la mediu. Știm să asimilăm unele lucruri, să ne detașăm de altele, să reacționăm la altele, să fim într-un permanent dans cu viața. Nu tuturor le este la fel de ușor sau la fel de greu, însă aici lucrurile se pot petrece dintr-o clipă în alta și evident că am să vă dau un exemplu în extremă. Poate n-ați văzut cu ochii voștri, dar cu siguranță ați auzit măcar că undeva în trecunoscuți s-au petrecut astfel de cazuri ca în urma unui șoc emoțional, o veste neașteptată, tristă, evident, de cele mai multe ori, să albească cuiva părul peste noapte. Dacă ați auzit cumva și credeți că este o poveste, eu am văzut cu ochii mei lucrul ăsta și credeți-mă, nu este o poveste, este modul în care organismul nostru somatizează diverse lucruri care ni se petrec. Așadar, este extrem de important să avem grijă de noi din perspectiva stresului și al emoțiilor pe care le trăim, să alegem deliberat să trăim și să experimentăm emoții pozitive, să alegem noi cu ce informații ne înconjurăm, să renunțăm la televizor, să renunțăm la, da, sunt cărți de citit, cărți care ne pot crește, ne pot învăța multe lucruri, ne pot dezvolta, sunt grupuri, cum este și cel pe care l-avem noi, unde putem să aflăm o grămadă de informații utile și putem să ne înconjurăm cu oameni pozitivi care caută soluții pozitive și un trai sănătos, decât să plecăm urechea la tot felul de informații care nu ne fac bine. Și asta pentru că, repet, este extrem de important ce tip de emoții trăim zi de zi, pentru că fiecare emoție va hrăni ceva în subconștientul nostru. La modul absolut, noi funcționăm într-unul din cele două moduri. Fie pe modul frică, fie pe modul iubire. Toate sentimentele și emoțiile negative le putem încadra la modulul frică, toate cele pozitive care ne construiesc le încadrăm la modulul iubire. Și atunci, de câte ori vom experimenta emoții care se încadrează în modulul frică, vor hrăni tot ceea ce există acolo în subconștientul nostru, inconștient, că de aia se numește subconștient, noi nu le conștientizăm, da? Sunt acolo și le hrănesc. Tot ceea ce trăim deliberat pe modulul iubire ne va construi și ne va ajuta pe partea asta. Și atunci, aici intervin uleiurile esențiale, în moduri în care, sincer, nici eu n-am crezut că este posibil. De altfel, atunci când ne-am luat noi uleiurile, vă reamintesc că le-am luat cu acest gând de a le folosi ca arome pentru a trezi diverse stări de conștiință, însă nu am crezut că pot să fie atât de eficiente. V-am spus că primul pachet pe care ni l-am luat a fost Home Essential Kit, cel cu uleiurile de bază de avut în orice casă sau familie, însă a doua comandă pe care am pus-o a fost cu pachetul de emoționale. Și știam că sunt cele pe care le aveți în imagine, știam că sunt 6 la număr și atât. Le-am deschis cu ochii închiși, am băgat mâna în cutie cu ochii închiși, am scos o sticluță, am dus-o la nas. Repet, nu citisem nimic despre ele, nu erau informații pe nicăieri, știam doar că sunt 6. Am dus sticluța la nas și am inhalat
urmărind să simt starea pe care mi-o trezește. Menționez că fac lucrurile acestea, mă antrenez în acest domeniu să mă cunosc pe mine și să-mi recunosc stările de conștiință și să pot să acționez asupra lor, să fiu stăpână pe ele, de peste 26 de ani. În consecință, ăsta a fost și exercițiul pe care am urmărit să-l fac, să văd ce stare îmi trezește acel ulei. Dacă tot erau blenduri emoționale, am zis ok, trebuie să-mi trezească ceva emoții. Și am început, am stat acolo așa vreo 2 minute cu sticluța la nas și am zis ok, am început să simt că am așa o stare în care îmi vine să mă ridic de jos, eram chiar pe jos așezată, pe covor, îmi vine să mă ridic și să mă apuc de treabă, să fac lucruri, să fac ceva, adică mă simțeam așa ca o forță care mă ridică și impulsionată și mă gândeam, oare cum să-i zic chestia asta într-un cuvânt și zic ok, mă simt motivată. Și am deschis ochii și era... chiar blendul Motivei, bine, sticluța de 5 ml în aceasta, a fost prima mea experiență cu uleiurile emoționale și de atunci nu m-am despărțit de ele și vă reamintesc că fiecare ulei esențial are efecte emoționale. În consecință, vom apela la uleiurile esențiale oricând, în orice variantă le folosim și dacă noi, să zicem, vrem să tratăm, da, o durere de gât, uleiurile pe care le vom folosi, fie în miere, fie în gargară, fie în ce variantă dorim să le folosim pentru durerea noastră de gât, vă recomand să le și inhalați măcar direct din sticluță. Pentru că fiecare vine cu astfel de efecte, este cea mai scurtă și directă cale de acțiune a acestor substanțe volatile foarte mici, care pe cale respiratorie ajung direct la nivelul nervului, nervului olfactiv și ajung direct la nivelul sistemului limbic. Nefiltrată. Este singura modalitate de intrare în organism nefiltrată, direct la nivelul sistemului limbic, de unde este controlat ritmul cardiac, ritmul respirator și deja știm că ne putem controla emoțiile controlând ritmul respirator și ritmul cardiac, dar este controlată secreția de hormoni, care înseamnă emoții, da? Hormonii sunt chimismul emoțiilor. Și în felul acesta putem să avem cu adevărat acces la lumea asta noastră interioară și încet, încet să ne luăm frâiele propriei vieți în propriile mâini, lucru care este extrem de important. Bun, tot pe baza simțului mirosului, în schimb, sunt înmagazinate în subconștientul nostru și tot felul de emoții din trecut, plăcute sau neplăcute. Și aici chiar vreau să facem un test. Gândiți-vă la mirosul de pâine caldă și deja și numai dacă ne gândim la mirosul de pâine caldă, trăim așa un sentiment pozitiv, așa o înmuiere lăuntrică, o ușoară căldură. Asta pentru că asociem în mintea noastră mirosul de pâine caldă cu un moment anume din viața noastră, fie bunica obișnuia să vă coacă pâine în cuptor, fie treceam pe lângă magazinul, pe lângă brutărie dimineața și simțeam mirosul de pâine caldă și eram în perioada aceea copilăriei când ne simțeam protejați de cei mari. În același timp, gândiți-vă pe de altă parte la mirosul de dentist. Și simplu fapt că am spus mirosul de dentist, chiar dacă am zis așa cu zâmbetul pe buze și cu o voce calmă și blândă, până și eu am simțit așa o răstrângere în stomac, pentru că automat corelăm mirosul acela specific de la stomatolog cu niște experiențe nu tocmai plăcute, că nu cred că e cineva fan să meargă la stomatolog. Ei, exact la fel, noi asociem toate experiențele din viața noastră, absolut toate sunt asociate cu un miros, cu o aromă. Mirosul este simțul de bază al ființei noastre, corelat cu supraviețuirea. Chiar dacă la regnul uman nu mai este atât de tare în evidență ca la regnul animal, unde încă își recunosc membrii familiilor, își marchează teritoriile pe baza simțului mirosului, și noi, da, ființele umane, care zicem că nu ne mai bazăm atât de mult pe simțul mirosului, tindem să respingem alte ființe umane, pornim de la simțul mirosului. Sau să respingem anumite experiențe sau anumite situații, anumite mirosuri, anumite, pornind de acolo. Bun, și am zis că am să vă dau și câteva soluții pentru perioada asta, pornind de la kitul de bază. De ce de la kitul de bază? Pentru că trebuie să începem de undeva
Și adevărul este că toți avem nevoie să avem grijă puțin de viața noastră, da? Fie că avem niște situații foarte particulare, personalizate, acolo vom discuta cu fiecare în parte pe tema asta sau luați legătura cu consultantul personal și discutați pe situația respectivă particularizată, dar de altfel ceea ce eu recomand tuturor să aibă în casă, deci cu asta cumva să începem, dacă nu există ceva urgent particular, sunt uleiurile de bază. Și uleiurile de bază la doTERRA a stabilit care sunt acestea și mulțumim pentru că ei au stabilit aceste lucruri pe baza studiilor pe care le-au făcut și au creat acest pachet într-o formă foarte convenabilă cu denumirea de Home Essential Kit, cu cele 10 uleiuri pe care le aveți în imagine. Practic avem 4 blenduri, da? Blenduri sau amestecuri de uleiuri: On Guard pentru sistem imunitar, Zengest pentru sistem digestiv, Air, nu Breed, pentru sistem respirator și Deep Blue este acel blend unic cu o denumire care nu îți prea sugerează nimic, vă zic eu, Deep Blue este pe sistem articular și muscular. Și avem 6 single oil-uri sau uleiuri obținute dintr-o singură plantă și o să trecem să vorbim despre fiecare în parte câte puțin ca să vedem de ce e atât de important să începem de la bază. De ce s-a petrecut de foarte multe ori să vină cineva să-mi zică, ok, eu vreau doar astea 3 uleiuri și poate un difuzor, pentru că mie mi se pare că astea mi-ar fi suficiente, sau eu vreau doar pentru somn, nicio problemă, vrei doar pentru somn, ne uităm să vedem ce îți prinde bine la somn, însă la modul real, ni se petrece tuturor. Nu vă doresc, deci chiar nu doresc nimănui, dar se petrece să avem o indigestie, să ne doară capul, să avem o zi stresantă, să mai facem din când în când, sper că nu, câte o infecție alimentară, o viroză, o gripă, diverse lucruri, să ne doară o măsea, să se inflameze ceva în organism, să... Astea sunt lucruri la care acute, astea le numim acute, da? Pe care deja trebuie să intervenim. Dar lăsând toate astea acute la o parte, este vorba despre modul în care noi acționăm proactiv în ceea ce privește sănătatea noastră, intervenim zi de zi, avem grijă pe toate acele trepte ale sănătății, astfel încât să ne asigurăm că nu mai ajungem să experimentăm astfel de lucruri. Da? Asta nu înseamnă că în ăștia 4 ani jumate pe mine nu m-a încercat, să zicem, o durere de măsea. Nu știu dacă m-a încercat o durere de măsea, dar dacă m-a încercat, am acționat, cu toate că foloseam zilnic uleiuri, da, am acționat rapid, punctual, acolo cu uleiurile potrivite. Pentru că am avut cu ce. Asta este ideea. Ăsta este rolul pachetului de bază și al uleiurilor din acest pachet. Și începem cu lemon. Aveți la fiecare ulei, sper că se vede, o legendă în partea de jos cu niște litere care ne arată modurile în care se poate folosi acel ulei. A, de la aromaterapie, T, topic, I, intern. Și apoi avem o bară și alte litere, N, S sau D, care se referă la aplicarea topică. N, nediluat, S, pentru piele sensibilă, se diluează, D, cu roșu clar, se diluează. Vom ține cont de aceste recomandări la fiecare ulei. Lemonul, pentru că este... și citricele, în general, sunt uleiuri detoxifiante. Vă reamintesc cât de important este să facem un detox zilnic, pentru că zilnic aducem în organism toxine. În consecință, lemonul este uleiul pe care îl luăm în apa de băut zilnic la fiecare pahar cu apă. Citricele, în general. Lemonul, prin excepție, este un ulei care vine și ne curăță din interior la exterior. Curăță absolut tot ce atinge, da? Dacă îl bem în apa de băut, ne curăță în interior, inclusiv sistemul limfatic, care este, dacă vreți, sistemul de canalizare al organismului nostru, prin care organismul scapă de tot felul de deșeuri și toxine, și e foarte important să-l menținem curat, astfel încât să-și poată face treaba, pentru că în același timp sistemul limfatic nu are un sistem propriu de propulsie, da? Și aici e foarte important să facem mișcare, pentru că punând în mișcare mușchii, se pune în mișcare limfa în canalele limfatice și în felul acesta, dacă mai și detoxifiem, o să avem cu siguranță un organism mult mai sănătos și un organism bine întreținut răspunde altfel la orice fel de amenințări vine către el.
Dar lemonul curăță absolut orice, și aerul pe care, în care îl difuzăm, și suprafețele pe care le curățăm cu lemon. Deci este un detoxifiant și un purificator și un curățător prin definiție. Sprijină de asemenea tractul urinar de reținut, cei cu probleme de urinare, să zicem, tot ce ține de tractul urinar, rinichi, ne scapă de pietrele la rinichi, nu intru în detalii, țineți-l doar minte. Este un ulei care ne face ziua mai luminoasă, mai frumoasă. Citricele, în general, sunt fructe în culori calde, galbene, portocalii, roșii, și sunt cele care ne luminează ziua. De altfel, întotdeauna când vom dori să ne bine dispunem, vom apela la uleiuri de citrice. Da? Apoi, vom vorbi în continuare despre air. Este un blend. Este blendul pentru sistem respirator, care se folosește aromatic și topic, pentru că vrem să-l inhalăm și să ajungă pe zona plămânilor, și ne ajută în tot ce ține de sistemul respirator. Toate amenințările sezoniere la noi din toamnă până în primăvară, zilnic, într-o formă sau alta, în diverse combinații, air este difuzat. Seara la culcare împreună cu lavandă, pentru că deschide și purifică căile respiratorii, și lavanda vine și ne relaxează și ne liniștește și ne ajută să dormim. În consecință, este un sprijin deosebit pentru sistemul respirator, pentru absolut orice manifestări la nivelul sistemului respirator, și fără a le mai enumera, le aveți în imagine, dar ca idee să reținem până la sinusuri congestionate și crize de astm, bronșic, putem să apelăm la acest blend extraordinar. Apoi avem două uleiuri din categoria grea, să zicem, respectiv... Da, am un mesaj că scrie prea mic și nu se vede. Menționez în general, da, despre ce este vorba. Vorbim despre uleiul de tea tree sau melaleuca sau arbore de ceai, poate că în România este mai degrabă recunoscut la modul acesta. Este un ulei ce provine din Australia, acolo arborele de ceai este foarte cunoscut și recunoscut pentru proprietățile sale antiseptice. În consecință, îl vom numi un antibiotic blând, zic antibiotic cu ghilimelele de rigoare, pentru că nu este nimic antiviață în toate soluțiile astea naturale, sunt proviață, sunt antibalauri, dacă vreți, doar că nu pot să zic antibalauritic. Și atunci, tea tree este un ulei la care apelăm în orice fel de amenințări mai blânde, să le zicem, da? Eu sunt pe principiu, dacă ți-a strănutat cineva în față, și nu mă refer la perioada de acum, în general, da? Și ție îți trece prin cap faptul că e posibil să iei ceva, apelează cu încredere la tea tree. Picură-ți una, două picături sublingual, masează-te pe piept și ești ok, da? Inhalează din palme și ești ok. Tea tree, de altfel, este recunoscut pentru efectele sale extraordinare la nivelul pielii. Orice fel de probleme, eczeme, iritații la nivelul pielii, îl recomand imediat după razaj, da? Fie că e cazul bărbaților, este un înlocuitor extraordinar al oricărui aftershave, dar și noi femeile mai apelăm la lama de bărbierit, da? Pe picioare din când în când. Și este absolut extraordinar, picurat direct în palmă și întins pe zona respectivă, n-aveți nevoie de altceva, este un antiseptic, răcorește foarte bine pielea și o întreține, este extraordinar. Dar, la fel de mult, pentru că ziceam că are efecte antibiotice în caz de gât iritat, de orice fel de probleme minore, da? Adică când ne simțim amenințați, gât ușor iritat, poate ne dor ușor urechile, poate ne curge puțin nasul, putem să apelăm la acest ulei, la fel pentru orice fel de probleme ale cavității bucale după un detartraj, orice fel de provocare ale sezonului rece. Fratele mai puternic al uleiului de arbore de ceai este uleiul de oregano, recunoscut drept cel mai puternic antibiotic natural. Pe teste și studii științifice, pe culturi de bacterii în vase petri, în care s-a picurat, da, cultură de bază, care a fost menținută așa și lăsată să se dezvolte, și cultură pe care s-a picurat o picătură de ulei esențial de oregano, a murit absolut tot. Da?
S-a încercat cu o picătură mai mică, cu o pipetă mai mică, din nou a murit tot, cu o pipetă și mai mică, din nou a murit tot. Deci este un exemplu foarte simplu prin care putem să verificăm potența acestui ulei de oregano de la doTERRA și de altfel studii de genul acesta s-au făcut chiar și în spitalele din România, în laboratoare și la Satul Mare, la secția de infecțioase. Avem astfel de studii făcute. În consecință, când apelăm la oregano, da, putem apela la el și să ne asezonăm diversele mâncăruri, atenție, nu cu picătura, ci cu o scobitoare înmuiată în uleiul de oregano și învârtim în mâncare, dacă vreți să mai puteți și mânca, atât este de puternic. Însă, ca ulei care vine să ne susțină sistemul imunitar în lupta cu tot felul de microorganisme, apelăm la el atunci când deja simțim că situația este, deci fie starea noastră generală este alterată și atunci știm că e ceva în organismul nostru, fie deja am făcut febră și apelăm la el pentru că organismul nostru e clar că luptă cu ceva. Febra nu este un simptom de care să ne fie teamă. Febra este cel mai bun semnal al organismului nostru că e funcțional, că e în stare, că sistemul nostru imunitar acționează, da? Deci nu vă mai temeți de febră. Nu o lăsăm nici să se manifeste puternic zile întregi la rând, avem uleiuri și pentru asta, dar nu vă mai temeți de febră. Da? Susține funcția sistemului imunitar, respirator, digestiv, este un suport antioxidant, merge pe orice fel de probleme cu care ne-am putea confrunta și în care organismul nostru deja are nevoie să fie susținut mai serios, dar la fel de bine pe orice fel de balauri, le zic eu, la toți streptococi, stafilococi, virusuri și alte chestii. Pentru că foarte multă lume se plânge de ciuperci la nivelul și infecții micotice, la nivelul unghiilor și așa mai departe, recomand combinația tea tree cu oregano. Și vom merge mai departe dacă mă lasă așa. Și știu că vi le zic pe repede înainte, dar ne-am lungit puțin deja. Și vreau neapărat să vă prezint cele 10 uleiuri pe care eu consider din experiența mea personală și a câtorva mii de persoane pe care le îndrum și care fac parte din echipa mea și prin intermediul colaboratorilor mei, experiențele noastre ale tuturor spun același lucru. Aceste 10 uleiuri sunt de bază, rămân de bază, adică dacă se întâmplă ceva în fiecare situație, vom apela la ele. Combinații între ele, poate mai adăugăm încă câteva, dar astea rămân de bază. Și atunci, din tot pachetul ajungem la regele uleiurilor. Dintre toate cele 10, uleiul de tămâie sau frankincense a căpătat această denumire nu datorită prețului lui, ci este un ulei mai valoros pentru că se obține din rășină și vă spuneam cât de greu se obțin uleiurile din rășină. Dar a căpătat această denumire datorită efectelor și beneficiilor lui. Există o vorbă, când nu știi ce să folosești, folosește uleiul de tămâie. Asta pentru că este un puternic antioxidant, un puternic antiinflamator, antitumoral. Este un ulei care este regenerant celular și tisular. În consecință îl vom aplica atât pe răni și orice fel de probleme de piele, cicatrici și alte probleme la nivelul pielii, cât și pur și simplu în regimul de îngrijire zilnică a tenului. Ziceam că este regenerant celular, în consecință uleiul de tămâie face minuni, combinat cu geranium, direct pe față, doamnelor, și de ce nu și domnilor, că doar avem față cu toții și vrem să ne o menținem frumoasă. Însă, uleiul de tămâie este un ulei extraordinar și pentru sistemul nostru nervos. Nu întâmplător, tămâia, în vechime, tămâia chiar în varianta ei naturală era folosită în ritualurile religioase pentru efectele sale calmante, efecte care ne ajută să ne centrăm, să ne interiorizăm, să revenim acolo în interiorul nostru, unde suntem, cum ar veni, în centrul tornadei, da? Nu ne mai lăsăm atrași către exterior, către toată nebunia din jurul nostru, ci venim în interior, în centru, unde e liniște și pace și de unde putem să luăm decizii care să ne susțină. Așadar, uleiul de tămâie este un ulei de avut în casă și de folosit zilnic datorită proprietăților sale antioxidante și asupra sistemului nervos și chiar zilnic sublingual recomand uleiul de tămâie.
Avem apoi un ulei foarte cunoscut, cel de lavandă. Este, cred că toată lumea când se gândește la lavandă deja știe exact și apare în fața ochilor un lan de flori mov și cu un miros specific, însă de menționat că vorbim aici despre o specie anume de lavandă, este vorba despre lavanda angustifolia, cea care vine cu profilul chimic bogat, acela complex care îi dă efectul terapeutic. De ce menționez acest lucru? Pentru că știm că abundă lavanda și toate produsele pe bază de lavandă sau ulei de lavandă sau apă de lavandă, ei, am o surpriză pentru voi. Nu orice se numește lavandă este lavandă, de obicei este lavandin, o subspecie a lavandei care seamănă foarte mult cu lavanda, însă care din perspectivă terapeutică are undeva cam 3% din efectele terapeutice ale lavandei angustifolia. Lavanda angustifolia de altfel crește doar în anumite condiții, însă, într-adevăr, profilul ei chimic este extrem de bogat. Motiv pentru care și avem aceste efecte relaxante, destresante, efecte de regenerare la nivelul pielii. Putem să aplicăm uleiul de lavandă de la doTERRA direct pe orice fel de rană, pe orice fel de problemă de piele, chiar împreună cu uleiul de tămâie și de titri, de exemplu, direct pe arsuri, chiar arsuri de grad 2 și 3, avem astfel de situații rezolvate foarte frumos, blând, natural, fără alte intervenții, direct cu cele 3 uleiuri aplicate pe zona respectivă. În caz de arsuri solare, nu e sezonul acum, dar să rețineți această variantă ca soluție, uleiul de lavandă este absolut extraordinar, probat de mine. În caz de disconfort gingival la bebei la care le cresc dințișorii, de exemplu, orice fel de stări de tensiune, da, lavanda fiind un ulei care relaxează, scade secreția de cortizol, ne liniștește, în probleme de somn, de exemplu, putem să apelăm la acest ulei minunat. Și vom vorbi acum despre un al doilea blend dintre cele 4, am vorbit despre cel pe sistem respirator, dar avem și puternicul blend On Guard care ne susține sistemul imunitar. Acum, eu cred că suntem cu toții de acord că avem nevoie ca sistemul nostru imunitar să fie la cote înalte tot timpul, dar poate acum mai mult ca niciodată. Da? În general, în perioada de toamnă, iarnă, primăvară, avem nevoie de asta, dar acum mai mult ca niciodată, o să discutăm mai multe săptămâna viitoare. Primul la care ne gândim este blendul On Guard. Rămâne pentru totdeauna soluția de bază. De ce On Guard? Pentru că prin combinația de uleiuri puternice și uleiuri fierbinți, da? Clove cu ișoare, clove este un puternic ulei antioxidant cu o valoare extrem de mare pe scala ORAC antioxidanților. Clove, scorțișoară, clove este cu ișoare, da? Cu ișoare, scorțișoară, portocale sălbatică, rozmarin, eucalipt. Este o combinație care vine și susține efectiv sistemul nostru imunitar, luptă cot la cot, da, cu tot ce se petrece în organismul nostru, dar este genul de blend pe care să-l folosim chiar zilnic. Da? În cazul copiilor facem diluții cu care îi dăm zilnic pentru protecția lor pe coloană și pe tălpițe, în cazul adulților îl vom folosi în 2-3 picături zilnic, în ce variantă alegem noi, în apa de băut, e ușor picant, dar ne prinde bine chiar și la gât, sau într-un ceai, sau într-un smoothie, sau în ce variantă doriți, într-un iaurt cu fructe, pentru că el vine și susține funcția sistemului imunitar, luptă cu tot felul de microorganisme, este un antiseptic prin excelență, poate fi folosit în curățenie, să ne facem noi soluții, da? Câteva picături de On Guard, câteva picături de lemon, apă și niște bicarbonat de sodiu și deja avem o soluție de curățat. Sau să apelăm la întreaga gamă On Guard pentru curățenie, avem detergent universal pe care îl putem dilua în diverse cantități pentru diversele lucruri pe care vrem să acționăm cu el. Sau detergentul de haine, ziceam cât de important este să apelăm la soluții blânde, prietenoase, naturale, pentru tot ceea ce aducem pe corpul nostru sau în corpul nostru. Așadar, gama On Guard, inclusiv pentru îngrijirea orală, pornește toată și are la bază acest blend On Guard pe care îl recomand difuzat zilnic,
Ziceam că avem două uleiuri, Air și Ongar, pe care le difuzăm zilnic în diverse combinații. Luat intern zilnic și aplicat zilnic pe diverse părți ale organismului și în diverse diluții în cazul copiilor. Mergem mai departe și avem un blend pentru digestie, care vine să susțină sistemul nostru digestiv. În consecință, el se numește Zengest, în consecință va acționa benefic și ne va ajuta pe orice fel de probleme ce țin de sistemul digestiv. Și aici puteți să vă gândiți de la ușoare indigestii, la stări de greață, balonare, reflux, tot ce ține de sistemul digestiv, constipație, diaree, apelăm la Zengest, care poate fi luat în apa de băut, în capsuliță vegetală, sublingual, masat topic pe abdomen, în toate variantele în care noi simțim că avem nevoie atunci de el, sau chiar să difuzăm în cazul celor care suferă, sau da, celor, femeile în general, dar și copiii, se mai confruntă cu stare de greață, de obicei în mașină, da, sau în mers, și greață matinală în cazul femeilor. Zengest, prin excelență, este blendul la care apelăm în orice fel de probleme digestive. Și deja vedem că am acoperit probleme respiratorii, ne confruntăm cu toții în fiecare an. Da, mai puternice sau mai puțin puternice, dar cu toții ne confruntăm cu așa ceva. Probleme digestive mi se întâmplă, fie că am mâncat prea mult, fie că am mâncat ceva ce nu ne-a picat bine, fie că pur și simplu ne confruntăm cu ceva și atunci susținem cu Zengest. Avem de asemenea blendul pentru sistem imunitar, pentru că am stabilit deja că avem nevoie, dar apropo de faptul că apare aici la Zengest și probleme ale sinusurilor, da, sunt atât de extraordinare uleiurile astea, încât un blend cum ar fi Zengestul pentru sistem digestiv, putem la fel de bine să-l folosim în probleme ale sinusurilor, pentru că uleiurile din acest blend ne ajută și în această situație, fie că îl inhalăm, facem o inhalație cu el, fie că îl inhalăm direct din sticluță sau din palmă sau îl difuzăm. Și al patrulea blend pe care îl avem în acest kit de bază este Deep Blue, este singurul la 5 ml, singurul cu o denumire care nu ne sugerează mare lucru, dar ziceam eu că vine să ne susțină sistemul articular și muscular. Și acum, nu cred că e cazul să menționez cât de important este și acest aspect al vieții noastre, da? N-avem nevoie doar de suport imunitar și respirator și digestiv. Hai să ne gândim puțin la stilul nostru de viață, care de cele mai multe ori este sedentar, de ce să nu recunoaștem. Ședem mai mult decât este necesar, la birou, în mașină, stăm mult prea mult pe scaun. Sau dacă nu facem mișcare, dar nu neapărat mișcarea de care organismul nostru are nevoie, sau facem exces, și atunci, fie că ședem în exces, fie că facem mișcare în exces, sau că pur și simplu articulațiile noastre îmbătrânesc cu vremea și e necesar să le ajutăm, apelăm la blendul Deep Blue pentru orice fel de probleme articulare și musculare, inclusiv pentru cei care merg la sală și după sală au nevoie de o susținere, atât la nivel articular și muscular, tot blendul Deep Blue este cel care ne salvează. Dar, în același timp, blendul Deep Blue este un ulei la care să apelăm în orice fel de situații, probleme inflamatorii. Este un ulei și toată gama Deep Blue care are puternic efect antiinflamator. În consecință, când simțim, resimțim tensiune în zona cefei, a gâtului, a umerilor, în zona capului sau dureri de cap, pe care le putem aborda în funcție de tipul de durere, trebuie să vedem ce gen de durere, de ce ne doare capul, adică nu mă gândesc doar la faptul că mă doare capul, da? Vreau să văd de ce. Am băut suficientă apă, mă doare pentru că m-am enervat, pentru că, nu știu, sunt deshidratat, pentru că diverse motive, și atunci în funcție de asta putem să apelăm la Deep Blue, la tămâie, la lavandă, la peppermint. Da? În funcție de ce probleme avem. Și iată că am ajuns și la peppermint. Este uleiul despre care v-am zis că a fost primul pe care l-am mirosit. Este cel mai folosit ulei la noi în casă, poate până în ziua de azi. Cu toate că zilnic folosim o gamă întreagă de uleiuri,
De altfel, din toate cele despre care v-am vorbit până acum, lămâie folosim zilnic la fiecare pahar cu apă, ongar zilnic, minim cele trei picături, dar pe lângă asta, în perioada asta, ne mai facem miere cu ongar și cu lemon ca să ne protejăm gâtul. De asemenea, mai facem gargară dacă este cazul cu ongar și lemon. Apoi, tămâia o folosim zilnic sublingual și în diverse protocoale, despre care am să vă vorbesc foarte pe scurt imediat. Zengestul, după masa principală cel puțin, pentru că pe mine zengestul m-a scăpat de probleme ale colecistului. Făceam deseori crize de fiere. De când am uleiurile esențiale în casă și zengest, eu nu m-am mai despărțit de zengest și n-am mai făcut astfel de crize, așa că pentru mine zengestul este la loc de cinste. Air și on guard difuzate zilnic, melaleuca îl folosesc zilnic în sănătatea orală și în diverse aplicat pe piele. Oregano poate este singurul pe care nu-l folosesc chiar zilnic. Da? Până acum toate despre care am vorbit le folosesc zilnic și am ajuns la peppermint, care este un ulei energizant, este un ulei care ne răcorește, ne ajută să ne concentrăm, să ne focalizăm, ne trezește, ne mobilizează. În consecință, o să apelăm la el când ne regăsim în astfel de situații, situații în care vrem să ne clarificăm puțin mintea. Vă recomand să încercați chiar o picătură în palmă, din care luați puțin cu degetul și vă plasați pe cerul gurii, plimbați limba prin gură, tot cu degetul masați și fruntea și în spate pe ceafă și pe tâmple. Și apoi inhalăm direct din palmă și o să vedeți cum vi se clarifică mintea și o să simțiți că vă respiră efectiv creierii și o să căpătați o altă viziune asupra vieții mult mai clară și mai curată. Dar peppermintul este și un ulei puternic antiinflamator, în consecință putem să apelăm la el în diverse stări de indigestie, în diverse probleme articulare musculare. Este un excelent ajutor în cazul cavității bucale. De ce să apelez la gumițe de mestecat sau la tot felul de bombonele stupide și cu tot felul de substanțe sintetice, când pot să iau efectiv de pe sticluța de peppermint cu degetul și să îmi pun în gură o puțin, nici măcar nu o picătură, și să-mi împrospătez la modul acesta respirația, dar nu doar că îmi împrospătez respirația, vă reamintesc acele sute de compuși activi care vor acționa la nivelul cavității bucale. Este un susținător al aparatului respirator, în consecință îl folosim în toate modurile, îl difuzăm, îl inhalăm, îl aplicăm topic, îl luăm intern, în funcție de problemele pe care le țintim. Bun! Și am ajuns acum la momentul în care, aici mai apar niște uleiuri peste care am să sar, pentru că cele 10 uleiuri de bază, pe care le considerăm de bază, fac parte dintr-un kit pe care am să vi-l și prezint acum, pentru singurul motiv că există niște modalități în care vă puteți lua aceste uleiuri, respectiv le puteți lua la preț întreg de raft, lucru pe care nu vi-l recomand, pentru că nu văd de ce ați da preț de raft pe ele când puteți să deveniți membru doTERRA, membru consumator doTERRA, să aveți parte și de consultanță, de un consultant personal și să le luați cu 25% reducere. Așa că despre prima variantă nici n-am să vorbesc, am să trec direct la a doua, aceea în care le luați la preț redus de wholesale, cu 25% mai mic decât prețul întreg, creându-vă un cont de membru. Acum, contul de membru îl puteți crea în două moduri. Fie achitând o taxă de 23,75 euro și punem în coșul de produsele dorite în funcție de necesitățile personale, fie să le luăm chiar la un preț mai mic decât prețul de membru sau de depozit, da? Așa o să zicem de acum la prețul de membru, preț de depozit. Aceasta este situația în care alegem din start un pachet. Da? La doTERRA există mai multe pachete către care vă puteți orienta. Aici în imagine avem 3 dintre ele, dar sunt mai multe, da? La diverse prețuri și cu diverse produse. Ce e important să rețineți că fiecare pachet, numit pachet de înrolare, are beneficii în plus față de prețul de membru. Respectiv, la fiecare pachet, taxa aceea de crearea contului de membru de 24 de euro aproximativ este anulată, e ca și cum ați câștiga 24 de euro din start,
Dar, mai mult decât atât, fiecare pachet vine cu reduceri în plus față de prețul de membru, de depozit. Da? Și avem aici, poate cel mai avantajos pachet este Natural Solutions, pe care îl aveți în stânga. Este un pachet mai mare, care se adresează întregii familii și care vine cu soluții pe toată partea de sănătate holistică. Da? Vine cu uleiuri esențiale, cu difuzor, cu suplimente nutritive, cu produse de curățare și de îngrijire corporală. La un preț mai mare, da, este pentru toată familia, dar la prețul de 684 de euro vine deja cu reducere aplicată de aproape 200 de euro și cu multe alte beneficii. N-am să insist asupra lui, chiar dacă este pachetul pe care l-aș recomanda cel mai mult, nu insist asupra lui pentru simplu motiv că la prețul ăsta nu se adresează chiar fiecărui român, da? Nivelul de trai din țara noastră sau salariul mediu pe economie nu neapărat ar acoperi un astfel de preț din start, însă cei care și-l permit îl recomand, luați legătura cu consultantul personal sau scrieți-ne, vreau cont și ținem aproape, pentru că este cel mai avantajos la modul real și economic vorbind. Da? Avem soluții pentru sănătatea zilnică, pentru obiceiurile zilnice de sănătate, Daily Habits Kit, care vin cu uleiuri, cu suplimente nutritive, crema D-Blue. Însă, cel mai recomandat și motiv pentru care am vorbit despre cele 10 uleiuri de bază este acest kit care le cuprinde pe cele 10, Home Essential Kit. Cuprinde cele 10 uleiuri despre care am vorbit, 4 blenduri pentru respirație, sistem imunitar, digestiv, articular și muscular și 6 uleiuri singulare, uleiul de tămâie, uleiul de lămâie, peppermint, lavandă, oregano și tea tree. Da? Acest pachet vine cu o reducere de 92 de euro față de prețul de membru, da? Adică eu ca membru doTERRA cu 4 ani jumate vechime, dacă vreau să-mi iau cele 10 uleiuri, mă costă nu 268 de euro, 276 e prețul cu tot cu transport, mă costă 368 de euro, da? Cu 92 de euro mai mult. Vine cu acea taxă de 24 de euro anulată, cu un difuzor inclus cadou și în plus, evident, în oricare variantă alegem să ne creăm contul, avem acces la propriul birou, da? Propriul cont în care putem noi să ne plasăm comenzile, să beneficiem de programul de loialitate și de tot felul de beneficii și oferte pe care doTERRA le face, unele lunar, da? Ca membru doTERRA avem acces lunar la un produs gratuit pe programul de recompensare a fidelității. Însă, ca exemplu, luna aceasta, la acest pachet, la 276 de euro cât este prețul acestui pachet, cu toate reducerile aplicate deja și cadourile incluse, primim produse în valoare de 520 de euro. De ce? Pentru că la acest pachet, luna aceasta, mai primiți cadou încă 3 produse, da? Este promoția de înscriere, pe care o aveți acum în imagine, respectiv, promoția de înscriere spune la modul următor. Dacă ne creăm cont de membru cu o comandă de minimum 100 de puncte, punctul e cam pe acolo cu un euro. Da? Adică un produs are un preț, să zicem 20 de euro și un punctaj foarte apropiat, 19, 20, 21 de puncte. Și atunci, punem în coșul de produse produsele dorite, se adună un punctaj, PV se numește, și un preț care este foarte apropiat. Și atunci, dacă comanda noastră de înscriere are minimum 100 de puncte, vom primi cadou prin promoția de înscriere acestei luni, bombonelele On Guard și apa de gură On Guard. Ambele produse din gama On Guard sunt absolut extraordinare. Bombonelele acestea nu ne lipsesc din casă, vedeți că este și desfăcută punga, nu le lipsesc din mașină, pentru că, uite, și acum vorbesc de aproape 2 ore și categoric la sfârșitul acestei prezentări am să iau o bombonică, pentru că îmi ajută gâtul să se calmeze, să se liniștească. Sunt extraordinare pentru gât iritat, prin gât iritat să înțelegeți orice, până la probleme serioase la nivelul gâtului, pentru că sunt pe baza blendului On Guard împreună cu uleiul de mir. Apa de gură, pe de altă parte, nu știu câți de aici folosiți apă de gură, însă este extrem de importantă pentru sănătatea cavității noastre. Știm că de la nivelul dentiției se
produc multe boli ascunse în organismul nostru, ține de modul în care noi mestecăm și asimilăm alimentația de la nivel bucal, dar ține și de modul în care noi pur și simplu avem grijă de sănătatea noastră la nivel bucal, și aici apa de gură are un rol foarte important pentru că ne ajută să ne menținem această sănătate orală. Așadar, recomand și nu recunosc, nu eram fan apă de gură, pentru că mă rog, apele din comerț conțin tot felul de substanțe ciudate la care le și simți gustul agresiv și ciudat, însă apa de gură de la un gard este făcută într-un mod foarte blând, foarte prietenos cu organismul nostru și este naturală, ceea ce este cel mai important. Da? Apoi, dacă comanda noastră are minim 200 de puncte, veți primi cadou cele trei produse pe care le aveți în dreapta în imagine, respectiv bombonelele, apa de gură și crema Deep Blue. Crema Deep Blue este, face parte din gama Deep Blue, este o cremă pe care o aplicăm pe orice fel de probleme articulare, musculare, nu pe răni deschise, dar pe orice fel de probleme, dureri, tensiuni, nu contează în ce zone ale corpului le avem. A pornit de la blendul Deep Blue, însă făcut într-o formulă în bază de cremă și îmbunătățit, astfel încât să fie ușor de absorbit în piele și să acționeze acolo local. Este extrem, extrem de apreciată. Am să zic că foarte apreciată în rândul membrilor vârstei a treia, dar nu numai, dar chiar dacă vă gândiți puțin fiecare, stăm și ne gândim la părinții noștri, știm cât îi poate ajuta de la o anumită vârstă, da, orice mișcare și ridicare din pat dimineața se lasă cu diverse au și ou. Aici intervine crema Deep Blue, dar și noi. La noi în casă sunt în permanență desfăcute măcar un tub și apelăm la el pentru orice fel de probleme, ziceam, atât traiul activ cât și cel sedentar se lasă cu tot felul de efecte pe care Deep Blue acționează extraordinar. Dar asta nu este tot. Dacă ai participat în această seară la această întâlnire, poți să beneficiezi și de promoția Diamond Club. Ce înseamnă promoția Diamond Club? Cele două promoții se cumulează, da? În oricare variantă ți-ai creat contul, între 100 și 199 de puncte sau peste 200 de puncte, te încadrezi la una din cele două promoții pe care le ai acum în imagine. Însă, prin promoția Diamond Club, mai ai acces la încă niște cadouri, respectiv. Comandă între 100 și 199 de puncte, mai primești cadou și uleiul de portocală sălbatică, este cel pe care l-am mai mirosit eu astăzi aici. Este sticluța plină cu 300 de zâmbete, printre altele, dar uleiul de portocală sălbatică are foarte multe beneficii, despre care vă invit să citiți pe grup. Chiar prima provocare din concursul lansat la începutul acestei luni, pe data de 1, a avut ca produs al zilei portocala sălbatică și vă invit să citiți, să căutați provocarea zilei, ziua 1, provocarea lunii, pardon, ziua 1, să citiți despre beneficiile acestui ulei, care este cel mai ieftin ulei de la doTERRA, însă cu niște beneficii la care nici măcar nu vă gândiți. Ce e important de reținut este că, din punct de vedere emoțional, ne bine dispune, în orice variantă am fi, ne înalță spiritele, dar este și un excelent agent antioxidant, este de un real ajutor în casă, folosit în toate modurile posibile. Apoi, dacă ne-am creat contul de membru cu o comandă între 200 și 399 de puncte, vom primi cadou atât uleiul de portocală sălbatică, cât și uleiul de copaiba. Uleiul de copaiba este cel mai puternic antiinflamator. Și cred că este suficient să spun atât. Este un ulei care acționează pe sistem respirator, pe sistem imunitar, pe sistem digestiv, sistem nervos. Este un ulei care poate fi folosit în toate modurile, aromatic, topic și intern. De cele mai multe ori noi alegem să-l folosim topic și intern pentru efectele lui extraordinare și alături de tămâie este uleiul pe care îl folosim zilnic luat sublingual. Practic luăm o picătură de tămâie și una de copaiba dimineața și seara. La comandă de peste 400 de puncte prin Diamond Club primiți copaiba și Adaptive. Blendul Adaptive este special formulat pentru a ne ajuta și a ne susține să ne
adaptăm, să putem să acceptăm lucrurile pe care nu le putem schimba în viața noastră și să le putem schimba pe cele pe care le putem schimba, să avem acea înțelepciune. Promoția Diamond Club o accesați doar prin intermediul unui educator Diamond Club, așa că cei interesați, vă rog, scrieți-ne pe chat, fie pe Zoom, fie pe grup. Vreau cont și veți fi contactați și puși în legătură cu consultantul personal, dar și cu un educator Diamond Club prezent în această seară, astfel încât să puteți beneficia de această promoție, astfel încât împreună cu comanda personală de înscriere să primiți ori uleiul de Wild Orange la comandă până în 199 de puncte, ori Wild Orange și Copaiba între 200 și 399, ori Copaiba și Adaptive peste 400 de puncte. Nu se oprește aici acest cadou prin Diamond Club și în următoarele două luni, cei care vă creați cont de membru prin ajutorul promoției Diamond Club, veți mai beneficia de cadouri în valoare de 25 de puncte recompensă, ca un fel de voucher de 25 de euro în puncte recompensă în lunile noiembrie și decembrie, la plasarea unei comenzi de minim 100 de puncte pe programul de loialitate. Nu sunteți obligați, da? Sunt niște beneficii de care mai puteți beneficia, niște cadouri, dar ca să rețineți, programul de recompensare a loialității vine la rândul lui cu puncte recompensă, 10% în primele 3 luni, 15% în următoarele 3 luni și tot la 3 luni urcă cu 5% puncte recompensă pe care le primiți înapoi pentru fiecare comandă de minim 50 de puncte, 10% din 100 de puncte necesare sunt 10 puncte, 7 de pe transport plus 25 prin Diamond Club, se adună 42 de puncte recompensă ca un fel de voucher de 42 de euro la o comandă de 100 de euro pe programul de recompensare a fidelității prin promoția Diamond Club. Deci, cele două promoții, ziceam, se cumulează, așadar puteți să primiți la o comandă de 200 de puncte luna asta cadouri în valoare de 125 de euro, da? Constând în cele două uleiuri de la promoția Diamond Club plus cele trei produse de la promoția de înrolare. Și ca să ne referim din nou, practic sunt patru produse, dacă bine vedem, da? Pentru că avem și o poșetuță care vine la promoția de 200 de puncte. Cei care alegeți să vă creați cont de membru cu acest Home Essential Kit, despre care am vorbit, kitul cu uleiurile de bază, veți primi cadou 6 produse, cele 4 din partea dreaptă a imaginii, plus cele 2 uleiuri prin promoția Diamond Club, plus în următoarele 2 luni, ziceam, voucherele respective. Dar ce vreau să rețineți este că plătiți 276 de euro pe uleiurile și kitul din imagine și primiți pe loc, în comanda pe care ați făcut-o, produse în valoare de 520 de euro. Toate beneficiile aplicate, mă refer aici la reducerile față de prețul de depozit, nu alte reduceri, da? Deci atât m-ar costa pe mine ca membru doTERRA să-mi iau aceste produse pe care le vedeți în imagine, da? Eu zic că este o ofertă absolut extraordinară, extrem de tentantă și că merită să profitați de ea, să beneficiați de ea. Și chiar vă invit să reaudiați dacă este cazul, să citiți pe grup, să puneți întrebări. Chiar am să urmăresc cu cei de pe chatul de Zoom, dacă aveți întrebări, să vă răspund la aceste întrebări. Chiar și pe chatul din grup, dacă sunt întrebări, puteți să le adresați acum, pentru că atât am vrut să vă transmit în această seară. Ar fi multe încă de spus, dar o să ne mai întâlnim săptămâna viitoare pe provocările de sezon, strict. N-am să mai reau informații despre uleiuri la modul general, am să consider că le-ați accesat de pe grup sau astăzi în prezentarea de azi. Săptămâna viitoare vreau chiar să ne axăm pe soluții, pe ce, la ce apelăm. Și vreau să vă menționez încă o dată cât de important este faptul că odată cu contul de membru și cu reducerea, da, accesul la prețul de membru redus cu 25% și la tot felul de promoții și la programul de fidelizare, adică este un beneficiu extraordinar faptul că vă creați cont de membru doTERRA, aveți acces la consultantul personal și consultantul personal este cel care o să vă ghideze în utilizarea acestor soluții naturale
și o să vă ajute astfel încât să aveți maximum de beneficii. Dar eu personal vreau să vă recomand două cărți despre care vom și vorbi săptămâna viitoare. Vorbeam despre protocoalele Symphony of the Cells, se regăsesc în această cărticică care se numește Symphony of the Cells și care se aplică, vine cu protocoale, anumite uleiuri într-o anumită ordine aplicate stratificat pe spate și pe tălpi, extrem de simplu de utilizat, dar extrem de eficient. De aia menționez că oricât mi-e zice tu că, ok, pe mine mă interesează doar uleiul de oregano, că am înțeles că e cel mai puternic antibiotic și simt că o să mă ajute în perioada asta, eu zic din start. Este un ulei extrem de puternic, cu foarte multe beneficii, cu sute de compuși chimici care acționează în el deodată, dar în clipa în care noi ne confruntăm cu o nebunie totală care vine către noi în existența asta, e necesar să acționăm pe fiecare simptom în parte, da? Și atunci, pe febră o să acționăm cu anumite lucruri, pe disconfort abdominal cu alte lucruri, Zengest și altele din gama, pe tuse, gât iritat, alte probleme cu alte uleiuri. Combinăm uleiurile între ele, de aceea apelăm și la cărți cu protocoale și ținem aproape cu consultantul personal. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă felicit că v-ați prioritizat sănătatea în această seară și ați ales să aflați mai multe lucruri despre uleiurile esențiale și despre soluțiile cu care doTERRA ne împuternicește și abia aștept să vă urez bun venit în familia doTERRA și în echipa noastră și să vă ajutăm împreună cu colegii mei să pășiți cu adevărat, cu dreptul, în viața asta împuternicită pe care noi experimentăm fiecare de un anumit număr de ani, noi de 4 ani jumate, și în care, da, chiar pot să stau relaxată că orice s-ar petrece, am soluții la îndemână și este un sentiment extrem, extrem de împlinitor și reconfortant. Să aveți o seară frumoasă și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Noapte bună!